Bună dimineața, băieți și fete, și bine ați venit la o nouă zi din viața mea de profesor. Ei bine, fraților, parcă nu vine să cred că după atâtea zile în care am avut doar necazuri, doar probleme, doar amenințări și chestii de genul, astăzi, în sfârșit, începem ziua cu o veste bună. După cum puteți vedea, mă aflu înapoi în casa mea. Ei bine, fraților, pe lângă chestia asta, vedeți că este ceva schimbat la camera mea, adică înainte culoarea camerei într-un fel, adică covorul și cerceafurile erau albastre, însă acum sunt verzi. Știți și voi de data trecută ce s-a întâmplat, foștii mei elevi care erau niște psihopați mi-au dat foc la casă, însă câteva zile s-a reparat și vreau să vă zic, fraților, că efectiv arată la fel. Adică e 100% reparată, v-am zis, în afară de covorul ăsta și de cerceafuri, însă în rest este efectiv la fel. Dar, fraților, chiar dacă am început această zi cu o veste bună și într-un fel ar trebui să fim fericiți că s-a terminat totul și că am scăpat cu bine, nu chiar cu bine, dar am scăpat în viața asta, contează. Vreau să vă zic că de câteva zile nu prea dorm bine noaptea, fraților, pentru că dacă vă aduceți aminte și efectiv am fraza asta în minte, nu știu de ce, nu știu cum să-mi o scot din minte sau ceva de genul, însă profesorul Steven, prin ultima lui scrisoare, prin băiatul ăla care a fugit, a zis că lui îi place să se joace ghicește criminalul. Eu nu știu care-i treaba și tare, deci am o impresie, sunt 99% sigur că planul malefic al profesorului Steven nu s-a oprit acolo. Sunt chiar, băi, deci nu 99%, 100% sigur că mai vrea să facă ceva. Însă nu știu care-i treaba, voi v-am zice, băi, simt că nu s-a terminat totul, parcă simt că urmează mai încă un pas, mai încă un hop de ăsta peste care trebuie să trecem. Însă nu știu ce să zic, fraților. În fine, astăzi o să mă duc la școală. Dacă vă întrebați în continuare, sunt profesor, pentru că e cam lipsă de profesor la noi la școală. Și din câte am înțeles, astăzi o să avem niște elevi noi. Bănuiesc să fie, deci sper să fie niște elevi normali și să nu fie iară psihopați de aia de se iau în gură cu mine și îmi spar casa și chestii de genul. În fine, haideți să mergem la școală. Vedeți că a venit și polițistul mai caz dimineață. Nu știu, urmează să vedem care e treaba. Deci uitați-vă, fraților, uitați-vă. Uitați-vă la chestia asta. Avem acolo și avem acolo și niște fotolii. Însă uitați-vă, fraților, e efectiv la fel. Adică, băi, până la urmă, din câte am înțeles, undeva la 40% din casa a fost distrusă și restul, n-a să băgat la rău, dar vedeți, este efectiv totul la fel. Bună dimineața, mama. Bună dimineața, Marius! Tu vezi cum arată casa noastră? Băi, da, chiar arată foarte, foarte mișto. N-am ce să zic. Deci chiar arată ca înainte, până la urmă. Este identică, sunt așa fericită. Te rog de data asta să ai grijă la școală. Nu mai vrem să se ajungă la genul ăsta de chestii. Da, corect, mamă, o să am grijă, o să încerc să fiu și eu mai bună și chestii de genul. Domnule polițist, și cu dumneavoastră așa de dimineață pe la noi? Marius, să știi că vreau să-ți spun ceva. După toate cele întâmplate, am mers la închisoare ca să-l interoghez pe profesorul Steven. Hopa. Iar nenorocitul ăla nu a spus nimic. Și nu mă refer la faptul că nu a spus nimic despre asta. Efectiv, nu a scos niciun cuvânt. Și când mă enervam pe el, începea să râdă ca să-mi dea impresia că știe ce face. Oh my god, frate. Băi, fii ce v-am zis eu acum un minut. Băi, nu știu, băi, deci acum păi sunt două variante. Ori el chiar știe ce face și mai are încă un plan, gen să, nu știu, să ne facă rău, sau joacă la calcea numai, fraților, gen, și face așa numai ca să ne sperie pe noi. Adică există și varianta asta, nu exclud, există și varianta asta 100%, gen, că există și varianta asta că s-ar putea că el să facă așa numai ca să ne sperie și ca să ne dea de lucru. Însă nu știu ce să zic, bro. Mai ales că și polițistul Mike a avut aceeași experiență. Eu zic să-i foarte mare grijă. Știu că elevii ăia nu mai stă în libertate, dar am o presimțire că profesorul Steven are un as în mânecă, exact. Asta am și eu, fraților, o presimțire de asta, nu știu. În fine, hai că o să mă duc la școală. Habar n-am, fraților, let's go. Hai să vedem, băi, deci m-aș duce neapărat, fraților. Vreau să-mi iau ceva de la magazin. Mamă, n-am niciun diamant. Mamă, băi, nu am niciun diamant, dar totuși o să mă duc la magazin, bro. O să mă duc la magazin. Să vedem, poate mă lasă doamna văzătoare să-mi dea așa pe caiet, că am mai dat-o pe caiet. Băi, dar fraților, vă spun sincer, bă, nu știu care-i treaba. Nu știu ce să cred cu profesorul Steven. Simt că nu s-a terminat până la urmă. Ia, hai să stau aici și hai să vedem dacă pot să iau ceva pe caiet. Mi-aș lua o limonadă. Dar nu, boys, limonada e prea scumpă, man. Hai să-mi iau un Sprite. Hai să-mi iau un Sprite. Let's go, uite, o să iau Sprite-ul ăsta. Bună dimineața, aș vrea și eu un Sprite, dar nu am bani la mine. Îmi puteți da pe caiet?
Bună dimineața, Marius! Ești bine? Vi s-a reparat casa? Da, suntem ok. Eu zic să aveți grijă, măi copii, ați văzut și voi că ciudat se află în orașul ăsta. Sprite-ul costă 3 diamante. Da, ok, nu am bani. O să pun aici la România că poate îmi dă pe caie, fraților. Însă dacă mi-aduc aminte data trecută când mi-a dat pe caie, nu n-am adus diamantele înapoi. Însă hai să mergem la școală, fraților. Hai să lăsăm de prostiile astea și să mergem la școală. Let's go, sunt chiar curios să cunosc noi elevi. Hopa! Cine e aici? Bună dimineața! Uite, pe domnul inspector și pe Alex. Bună dimineața, domnule inspector! Salut, Alex, frățiorul! Bună dimineața și ție, Marius! Chiar te-am așteptat! Am vrut să fiți amândoi lângă mine pentru că trebuie să vă zic ceva foarte important. Ok. Fix azi dimineață au ajuns elevi noi la școală. Sunt veniți de la un liceu de lângă orașul nostru, așa că v-aș ruga să faceți o impresie bună. Ok. Știu că incidentele de data trecută nu au fost cauzate din vina voastră, dar totuși am auzit că ați fost foarte răutăcioși cu elevii. Extrem de răutăcioși, băi. Și ei au fost cu noi. Adică, da, nu știu ce să zic. Așa că eu zic să încercați să fiți mai prietenoși ca să trecem peste anul ăsta școlar cu brio. Îmi promiteți asta? Băi, domnule inspector, deci, în primul rând, data trecută n-am fost noi răutăcioși primii. Ei au fost... Însă, da, hai, promite că o să fim mai indulgenți de data asta, nu o să mai fim chiar așa de răi, nu-i așa, Alex? Hai, bă, Marius, cât de greu poate să fie să fim prietenoși? Eu zic că dacă facem asta, o să avem doar de câștigat. Doamne ajută, așa facem, o să fim de treabă. Hai să mergem la oră ca să cunoaștem noi elevi. Frați și surori, tocmai ce am intrat în clasă și uitați-vă ce avem aici. Deci avem pe băieții noștri Tănase și Ovidiu. Însă uitați-vă că avem 6 colegi. Nu colegi, elevi, 6 elevi noi. Și asta mi-aduce aminte că și data trecută toți 6 au fost. Însă hai să vedem care-i treaba. Băi Tănase, care-i treaba cu copiii ăștia? Marius, cine sunt persoanele astea? Mi se par niște ciudați. Băi, stai mă, frățiorul, că toți sunt cu spatele. Cum ți se par ciudați? Când nici n-ai vorbit cu ei, Ovidiu? Mi se par de treabă, nu știu ce să zic, dar vom vedea noi în zilele ce urmează. Ok, hai să-i cunosc și eu, let's go. Uite pe băiatul ăsta, Jonathan. Salut, Jonathan. Eu sunt Marius. Da, ok, nu, ia stați puțin. Deci toată lumea să fie atentă la mine. Aș vrea ca toată lumea să fie atentă la mine. Numele meu este Marius și împreună cu Alex vom fi profesorii voștri pentru cât dă Dumnezeu, practic, cât o să rezistăm noi aici. Și aș vrea să facem așa, la început, un fel de exercițiu de, nu de imaginație, un exercițiu de cunoaștere. Și să vă zic, să ziceți voi cum vă cheamă, să vă prezentați și ce vă place să faceți. Așa am mai făcut și data trecută. Eu sunt Marius, îmi place să mă joc pe calculator și nu prea îmi place școala, știi ce zic? Și Alex cred că e în aceeași situație. Hai să începem de aici. Jonathan, frățiorul, spune-mi despre tine. Salut, numele meu este Jonathan, încântat de cunoștință. Și eu la fel, în timpul liber sunt jucător profesionist de fotbal și ador pisicile. Ok, ok, interesant, interesant, salut. Salut, numele meu este Emma și sunt iubita lui Jonathan. Ne-a atras atracția pentru pisici, deoarece și eu ador pisicile, am 8 acasă. Ok, boys, deci Jonathan și Emma sunt un cuplu, am înțeles, ok. Ok, ia, hai, zi și tu. Hei, numele meu este Jake și nu știu dacă am o chestie care îmi place în special. În general îmi place să pierd timpul cu prietenii mei, să ieșim în pauze și să ne jucăm pe calculator. Mișto, Jake, frățiorul, mișto, e tot ok. Kevin... Hei, numele meu este Kevin și am același spus ca și Jake, nu mă pasionează ceva anume. Ok, băi, deci nu judecăm pe aici, hai să vedem. Salut, Laura. Bună, eu sunt Laura, sora geamănă a Sarei. Aaa, bro, Laura și Sara sunt surori gemene. Aaa, ok, bun, acum are sens, ok. Sunt o fată foarte bună la învățătură și îmi place să desenez în timpul liber. Sara? Hei, eu sunt Sara, sora geamănă a Lorei. Eu sunt gameriță în timpul liber, îmi place să pierd nopțile pe calculator și ador jocurile cu poveste. Mișto! Băi, fraților, vreți să vă mi pe o clasă mișto? Adică ce, avem aici două surori gemene, doi băieți de aia care sunt cam plictisiți de viață și un cuplu. Eu zic că e ok. Adică e totul bine, sunt niște copii normal până la urmă. Hai să vedem, Alex, frățelul, tu ce zici? Marius, par niște elevi destul de treabă, nu am să te mint. Dacă o țin așa, nici noi nu o să avem nimic cu ei și o să fie foarte relaxant la școală. Haide să ne apucăm să predăm. Pe bune, frate, deci Alex chiar are dreptate. Dacă o să continue tot așa și o să fie amabili, nici noi nu o să avem nicio problemă cu ei. Și eu zic, pe bune, hai toată lumea să fie atentă, deoarece începe predatul.
Băieți și fete, 4 ore mai târziu, adică la ora 12, am reușit să terminăm tot de predat și vreau să vă zic că spre deosebire de fosta mea clasă de elevi, și că sunt ceva profesor universitar de ăsta, deci față de fosta mea clasă de elevi, deci chiar am fost foarte impresionat de ei, sunt super de treabă, fraților, au mai făcut o glumință, n-au făcut gălăcii, deci băi, chiar eu zic că dacă o să meargă așa în fiecare zi, bă, o să fie prea tare, adică nu o să avem niciun stres, nu o să fie nimica, efectiv, oricum eu nici nu trebuie să știu nimica că îmi dă domnul inspector ce să predau, adică n-avem nicio treabă, doar stăm aici și dăm din gură, știi ce zic? Însă fiți atenți, boys, că toți au plecat din clasă, am mai rămas eu cu tovarășii mei, însă au mai rămas și suroile gemene cu o chestie aici, nu înțeleg care e treaba, gen, ce vor să mi arate. Domn profesor, ne-am simțit foarte bine la ore și eu și colegii mei. Mă bucur. Eu împreună cu sora mea geamănă suntem șefele clasei. Wow, ce cool, ce tare. V-ați prins față că n-are cum să fie o singură șefă, că-s două, ok, bun. Așa că din partea clasei vrem să vă oferim un cadou. Un tort făcut de noi. Bro, ce? Fraților, fraților, un tort? Băi, mi-au dat un tort făcut de ei. Bă, ce tare, man. Bă, ce elevi tari. Ziceți voi de nu. Alex, frățiorul, te ești tu ăsta, știi ce zic? Băi, mi-au dat un tort făcut de ei. Este un cadou de la noi pentru dumneavoastră. Sperăm să ne înțelegem așa bine totdeauna. Băi, fraților, păi așa să fii tot profesor, man. Eu când am avut clasa trecută, mi-am făcut experiențe gen asta și o gândire proastă despre a fi profesor. Păi așa să tot fii profesor, man, cu clasa de asta. Ce ai de bun, trăiești, regește. Data viitoare poate mă aduc și niște ok, glumesc, bă. Tănase, frățiorul, ia uite-te, băi, ce de treabă sunt fetele astea. Băi, copiii ăștia sunt foarte de treabă, dar sunt mult prea de treabă. Adică cine face cadou la profesor un tort? Băi, tu ești invidios? O, băi, că oricum îl împărțim, că nu mănânc eu pe tot. Îl împărțim, ia uite, invidios. Că cine face cadou la profesor un tort? Ovidiu? Eu zic că sunteți prea paranoici. Copiii ăștia doar vor să se înțeleagă bine cu tine, Marius. Exact, știi ce zic? Vor să intre pe sub pielea ta ca să aibă note bune. Nu e nimic ieșit din comun. Pe bune, fraților, adică băi, îmi dau seama, gen, adică nu știu dacă v-ați dat seama, dar eu îmi dau seama că nu mi-a făcut mie tort cadou, că sunt eu vreun frumos, că sunt vreun șmecher, că nu știu ce. Fac chestia asta ca să intre pe sub pielea mea ca să le dau note bune. Adică într-un fel mă pupă în cură așa, gen, am vorbit și eu așa puțin urât, dar cam asta e vorba, fraților, știi ce zic? Dar na, nu e nimic ca ieșit din comun. Asta face toată lumea, adică asta face oricine cu profesorii lui. Chiar nu e nimic ca chiar așa de wow. Mie îmi place de elevii ăștia, adică chiar îmi dau o stare foarte bună că sunt cu ei la clasă. Băieți, ce ziceți? Veniți la mine să băgăm un fotbal? Băi, eu zic, dacă tot n-am mai băgat un fotbal de atâta timp și acum avem și o zi de asta într-un fel liberă, că e așa liniștită, hai să mergem la Alex acasă să jucăm niște fotbal, să vă fac, băi, frerilor, că tai am impresia că v-ați pierdut din performanță. Frați și surori, vreau să vă zic că sunt mor de oboseală. După cum puteți vedea, ne aflăm acasă la Alex, nici măcar nu prea mai am voce. Suntem în curte la Alex și de când am ieșit de la școală, ne-am jucat fotbal non-stop. Băi, fraților, voi știți ce înseamnă non-stop? Ok, cei drept, nici nu ne-am mai jucat de foarte, foarte mult timp, însă a fost foarte, foarte tare și drept dovadă că ne-am jucat tot ori. Uitați-vă că deja pune soarele și trebuie să mergem acasă. Deci chiar a fost foarte, foarte mișto și chiar, boys, dacă stau și să mă gândesc, chiar îmi pare rău că nu m-am mai jucat fotbal cu băieții, pentru că asta ne place ce mai mult să facem. Adică eu cu Alex versus Ovidiu cu Tănase, știi ce zic? Și dacă vă întrebați cine a câștigat... Ia ghiciți cine a câștigat, știi ce zic, nu? Ei au câștigat, Ovidiu și Tănase au câștigat, n-am câștigat eu, din păcate. Băi, Alex, frățioro, băi, eu zic să mergem acasă, gen, pe bune, chiar să mor de somn, mă duc acasă și nici nu mai stau pe calculator. Chiar dacă nu e bezna afară, nici nu mai stau pe calculator, nu mai fac nimic, direct în pat somn, știi ce zic? Bă, ok, prima dată îmi fac un duș, dar după mă bat la somn. Băi, s-a făcut seara, așa de mult am jucat fotbal. Eu zic să mergem la somn, că mâine e o nouă zi obositoare, pe bune. Și eu zic la fel, să mergem la somn, că na, nu-i bine să obosim așa, Ovidiu. De mult n-am mai jucat fotbal atât de mult. Chiar a fost tare, băieți. O să plec și eu acasă, că mi-e somn, bă, pe bune. Hai să mergem toți acasă, că e jale, fraților. Ne vedem mâine dimineață la școală. Sper ca elevia să comenteze ceva să-i trag de ureche. Ce ai, bă, Tărase? Ce ai, bă, frățiorul, efectiv? Băi, da. Băi, stați puțin, fraților, că știți că eu i-am dat tortul lui Alex. Chiar acum v-am zis, Tănase, că ai mâncat și tu tort. Dar acum mi-am dat seama că noi, niciunul dintre noi n-am mâncat tort.
Alex, ce ai făcut cu tortul? Băi, l-a luat pentru tine. Ce ai făcut cu tortul? Hai că eu plec, băi. Ce vrei, mă, frate? Că i-am dat tortul lui Alex, nu? Și nu l-a adus gen acasă. N-am mâncat nimic, boi. Sunt efectiv mor de foame. Însă hai să mergem acasă, frate. Hai să mergem acasă. Sper să nu fie mama supărată de mine că am întârziat atâta. Care cred că asta e. Ok, asta cu 12 diamante, clar nu e a mea. Pentru că știți că n-am avut niciun ban. Hai să iau asta și să plecăm, frate. Uitați-vă că în curând e și luna plină și mergem tare. Ia uite-l pe polițistul Mike, bro. Domnule polițist, care-i treaba? Ce-i cu dumneavoastră pe aici? Marius, unde ai fost tot timpul ăsta? Trebuie neapărat să mergem acum la școală. E urgent, e ceva foarte grav. Ce s-a întâmplat? Trebuie neapărat să mergem acum la școală. E urgent, e ceva foarte grav. Ce poate să fie foarte grav? Hai să mergem acum, gen, ce poate să fie foarte grav? Frați și surori, vreau să vă zic că am rămas fără cuvinte. Am venit... Frați și surori, vreau să vă zic că am rămas fără cuvinte. Am venit cu polițistul Mike la școală și uitați-vă ce am găsit aici, fraților. Băi, voi vedeți? E plin de polițiști și e sânge în școală. Băi, ce s-a întâmplat? Băi, credeam că toate problemele noastre au dispărut. Băi, ce s-a întâmplat? Domnule polițist, puteți spune, domnule polițist, mai de ce... De ce sunt 3 mașini de poliție afară? Și efectiv e plină școală, e împânzită școală de polițiști, de chestii de genul. Îmi puteți spune? Marius, nu o să zic nimica, deoarece vreau să afli singur. Poți intra în școală, e totul înconjurat de polițiști. Mergi până în biroul inspectorului. Frate, băi, sunt panicameni, bă, nu vă stați puțin, că sunt panicat pe bune. Băi, ce se întâmplă? Ok, băi, e sânge pe jos, sunt pete de sânge pe jos, fraților, voi vedeți? Adică nu vă numai eu, nu? N-am luat-o razna. Uite acolo un polițist, fraților. Băi, n-am luat-o razna. Păi stai, și petele astea se opresc aici, sunt numai jos? A, nu, trebuie să mă duc la biroul inspectorului. Bro, ce să vorbesc cu inspectorul, man? Mamă, uite și aici sânge. Uite și un polițist acolo, bro, ce se întâmplă, băi? Băi, fraților. Băi, ce se întâmplă? Da, de ce trebuie să vezi cu domnul inspector neapărat? Fraților. Ce se întâmplă? Băi, să super speriat, am să vă mint. Băi. Ok. Nu ăsta e biroul inspectorului. Fraților, nu aici trebuia să vedi, gen, aici am venit când am venit cu inspectorul. La, gen, fostul birou de director, dacă vă aduceți aminte. Dar unde-i domnul inspector? Că aici e numai doctorul. Bro. Oh my god, fraților, cred că mi-am dat seama ce s-a întâmplat. E sânge, ia stați, e sânge în toată școala? Sau e numai pe drumul ăsta? Mamă, după polițistul ăla nu e sânge, nu-mi spune. Domnule polițist, 2 secunde. Nu-i sânge aici. Fraților! Nu-i sânge nici aici. Fraților, e sânge de la intrarea în școală până la biroul inspectorului. Sau gen, și în camere? Nu-i... E și în clase? Nu e. Nu e nimica, fraților. Oh my god. Bă, băie și fete, ne gândim la aceeași chestie, deci acolo e un doctor, sper să nu-mi spună ceea ce cred eu. Oh my god, fraților, sper să nu-mi spună ceea ce cred eu. Bună ziua, domnule doctor, am fost trimis de polițistul Mike aici. Salut, tinere, din câte am auzit de la domnii polițiști, tu ești elev / profesor aici la școală. Să știi că acum 7 ore, mai exact când s-au terminat orele, inspectorul... A fost ucis în biroul lui. Oh my god, fraților! Inspectorul a fost ucis, man! Băi! A fost ucis! Momentan căutăm suspecți. Persoana care a făcut asta a fost profesionistă și nu a lăsat urme. Oh my god, să intru nou. Nu o să intru, nu vreau să văd asta. Bro! Cineva l-a omorât pe inspector fix după școală, bro!
Fix după școală, pentru că acum ai undeva la ora 8, practic, și noi am terminat orele pe la 12:01. Bro, fix lângă școală, fix după școală, inspectorul a fost ucis. Mamă, fraților, deci cred că acum, deci totul se derulează în capul meu. Cred că acum știu la ce se referea profesorul Steven cu ghicește criminalul și știu de ce am avut impresia că planul lui nu s-a terminat acolo. V-am găsit, băieți și fete, la o nouă zi din viața mea de profesor. Ei bine, fraților, nu știu dacă se observă pe fața mea, însă vreau să vă spun cât de sincer pot că sunt mor de oboseală. Efectiv, tot ce vreau e să mă bag în pas și să mă trezesc mâine dimineață, însă momentan nu pot face chestia asta pentru că este miezul nopții și eu nu sunt acasă și sunt la secția de poliție, mai exact în biroul polițistului Mike. Sunt aici împreună cu Alex, deoarece am dat niște declarații, fraților. Știți și voi ce s-a întâmplat data trecută? Inspectorul a fost găsit mort în biroul lui și acum tot orașul este într-o foarte mare alertă. Cine naiba l-a omorât pe inspector? Profesorul Steven a avut ceva de a face cu asta? Adică știți și voi, boys, încă mi-este în cap și acum nu pot scoate vorba aia din cap. Profesorul Steven a zis că jocul lui preferat este ghicește criminalul. Și ce să vedeți? Eu, împreună cu Ale și cu polițistul Mike, asta jucăm acum, ghicește criminalul. Trebuie să ne dăm seama cine l-a omorât pe inspector. Și gen, eu acum am fost cu Alex, a venit efectiv toată lumea, au venit toți elevii mei, a venit Tănase, a venit Ovidiu, a venit toată lumea și a dat declarații. Și voiam să merg acasă, frate, că trebuie să mă culc și eu. Uitați-vă la mine, fraților, efectiv mă bâlbâi la fiecare două minute, sunt mor de oboseală și n-am ce să fac. Însă polițistul Mike m-a chemat pe mine și pe Alex în biroul lui, deoarece a zis că vrea să ne arate ceva înainte să mergem acasă. Însă vă zic, fraților, îmi pică ochii în gură de cât de obosit sunt și tot ce vreau e să mă duc acasă. Domnule polițist, spuneți-ne în care-i treaba, de ce ne-ați chemat la dumneavoastră în birou? Băieți, știu că probabil muriți de somn, însă înainte să mergeți acasă vreau să vă arăt ceva. Încă sunt șocat de tot ce s-a întâmplat, însă nu vreau să las lucrurile așa. Tocmai de aceea v-am chemat pe absolut toți să dați declarații. Trebuie să aflăm vinovatul. Ok, spune-ne care-i treaba. Însă haideți să vă spun un lucru interesant. Doctorul a spus că uciderea inspectorului s-a produs la ora 12:05, fix când s-au terminat orele. Exact, frate, orele s-au terminat la ora 12 fix, atunci s-a sunat și na, la 12, da, în perioada aia. Păi da, știu că asta mi-a zis și doctorul când eram acolo, știi ce zic. Dar există o mare problemă. Singura cameră de supraveghere care funcționează din școală este cea de la intrare și acolo se poate vedea clar că nimeni nu a intrat / ieșit din școală. Deci ce vrea să zică polițistul Mike este că la ora 12 s-a sunat și până la ora 12:05 nimeni n-a ieșit din școală. Băi, fraților, poate să fie adevărat chestia asta? Adică știți și voi că eu am rămas în clasă cu Alex, Tănase și Ovidiu, am mai vorbit și după ne-am dus la fotbal. Adică 100% ce acum nu știu dacă trebuia să vă zic chestia asta. Însă Tănase, Alex și Ovidiu nu sunt vinovați, fraților, pentru că efectiv noi am fost toți patru într-un grupuleț tot timpul. Am plecat de la școală, ne-am dus la Alex, ne-am jucat fotbal, nu știu ce. Adică 100% niciunul dintre ei nu este vinovat. Însă întrebarea mea e ce au făcut ceilalți elevi? De ce n-au ieșit din școală, bro? Adică, ok, Laura și Sara, să nu mai știu cum le cheamă pe fetele a două, mi-au dus mie un tort. Însă restul, ce au făcut? Asta înseamnă că voi doi, împreună cu toți elevii din școală, vă aflați acolo când s-a făcut crima, corect. Uitați aici toate declarațiile elevilor din clasa voastră, poate observa ceva suspect. Uitați-vă peste ele și după vă las să mergeți acasă, promit. Mamă, deci te jucă, băi, deci nu vreți să crede, fraților, voi realiza și ne face profesorul Steven? Băi, eu sunt, băi, 100% sigur că profesorul Steven este în spatele acestei nebunii. 100%, nu știu dacă chiar el, adică din câte am înțeles, profesorul Steven încă este în arest. Deci nu cred că i-a omorât el cu mâna lui, însă ceva este la mijloc, fraților. Hai să vedem ce avem aici. Deci efectiv ne jucăm ghicește criminalul. Mie nu vine să cred, frate, cum am ajuns în poziția asta să ne jucăm ghicește criminalul. Ok, hai să vedem. Deci aceasta este o declarație de la Emma și de la Jonathan. Ah, Jonathan și Emma sunt cei doi îndrăgostiți, nu știți de data trecută. Ok, hai să le luăm declarațiile și să le citim. Bănuiesc că dacă sunt îndrăgostiți ar fi trebuit să stea unul cu altul, nu? Hai să vedem. Deci asta cu este, declarația lui Jonathan. Eu la ora 12:05 PM, din câte mi-amintesc, încă eram în școală. Corect.
Stăteam împreună cu iubita mea Emma pe hol și ne uitam pe aplicația de autobuz, ne uitam când pe aplicația de pe telefon, când ajunge următorul autobuz ca să mergem acasă. Se uitau pe Movie, fraților, pe aplicația aia, știi ce zice? Deci îți zice când vine următorul autobuz. Nu am face lucrul ăsta, niciodată lucrul ăsta, nici nu știu cine este acest domn inspector, dar vă spun eu cu iubita mea suntem nevinovați. Ok, bun, deci băiatul ăsta spune că el nu a ieșit din școală pentru că s-a oprit pe hol să se uite pe aplicația pe telefon ca să vadă când vine autobuzul. Băi, nu pare nimic suspect, frate, adică nu poți zică minte că nu e ceva ieșit din comun să zică chestia asta. Ok, hai să vedem. Și gagica asta ce a zis? Adică el a zis că era împreună cu iubita lui. Deci fiți atenți, Emma ar trebui să zică aceeași chestie. Pentru că, au dat o declarație, nu știu ce zice celălalt, hai să vedem. Eu împreună cu iubitul meu nu am făcut așa ceva, stăteam și ne uitam pe telefon la TikTok-uri, hopa, cineva minte! Și așteptam următorul autobuz pentru că aplicația de pe telefon nu funcționa destul de bine. Ok, bun, nu minte, ok, și ea vorbește despre autobuz, ok, fraților, am crezut că băiatul a zis că s-a uitat pe TikTok, ea zice că s-a uitat după autobuz, de fapt invers, și bun. După asta am mers direct acasă, nu avem absolut nimic de ascuns. Băi, fraților, din câte văd eu aici... Băi, Emma și Jonathan, nu știu, adică, băi, vă dați seama că s-ar putea să mintă, dar eu zic că au un motiv destul de bun. Și nu e nici nimic a ieșit din comun, se mai întâmplă, frate, să nu ieși din școală. De ce trebuie să ieși din școală instant? Deci dă cineva mesaj pe telefon, iei telefonul, te uiți pe telefon, sun pe cineva, habar n-am, te uiți la un videoclip, faci ceva și nu ieși din școală. Ok, deci asta au zis Emma și Jonathan. Bun, nimica suspect. N-am ce să zic, nimica suspect. Hai să vedem mai departe. Vedeți, mai departe o avem pe Laura și pe Sara. Ok, Laura și Sara. Hai să lăsăm declarațiile astea aici, știi ce zic? Laura și Sara, let's go. Hai să vedem prima dată pe Laura. Eu la ora 12:05 încă mă aflam în școală deoarece îmi căutam telefonul. Nu l-am găsit deloc în geacă, așa că am început să-mi scot tot din ghiozdan ca să-l găsesc. Și într-un final am găsit, ok, deci asta zice că ea n-a ieșit din școală, e complicat, deci dacă reușesc eu să rezolv misterul ăsta, sunt numărul 1. Deci asta n-a ieșit din școală pentru că își căuta telefonul. Sora mea, Sara, nu m-a văzut făcând asta, deoarece ea a mers la baie și s-a întors în 3 minute. Ok, sau poate nu s-a dus la baie, poate s-a dus la inspector să-l omoare. Nu se știe niciodată. Dar Jake a venit la mine și m-a întrebat de ce nu-i răspund la mesajele de pe Instagram, iar eu i-am spus că nu am telefonul la mine, el poate confirma. Ok, bun, deci fraților, deci Laura ne zice că povestea ei, ce a zis aici, poate să fie confirmată de către Jake, care a văzut-o când își căuta telefonul. Ok, băi, legit! Frații mei, legit, n-am ce să zic. Legit pe bune. Ok, bun, mamă, deci mai nu știu, mă simt mai ca Scream, fraților. Ca serialul Scream mă simt, ok. Bun, păi ia să-ți puțin declarația lui Jake, hai să vedem aici. La ora 12:05, adică după ce am ieșit din clasă, m-am luat la ceartă cu Kevin. El s-a dus la baie, iar eu am rămas pe hol. Pe hol nu era absolut nimeni decât Laura, pe care m-am supărat, deoarece nu-mi răspundea la mesaje. Mi-a zis că nu-și găsește telefonul și după a încercat să-l caute. După asta, Kevin a venit de la baie și am plecat supărați acasă. Ok, deci Laura nu minte. Jake chiar a văzut-o. Însă fiți atenți, fraților, ia stați 2 secunde. Am observat eu ceva bine? Băi, fiți atenți, deci nu am citit momentan declarațiile, deci mai avem 2 declarații de citit, Kevin și Sara. Nu le-am citit, însă din câte am văzut, toți ăștia de aici, adică Jake, Laura, Jonathan și Emma, toți au o poveste, nu? Ziceau că băi, o făceam aia, o făceam aia și ăștia au cea mai necredibilă poveste, s-au dus la baie ei, a mers la baie. Ok, bun, stați, hai să nu trecem cu gusii pripite. Hai să vedem, declarația asta este la lui Sara, care a zis că s-a dus la baie. Hai să vedem ce are de spus. Primul gând când am ieșit de la oră a fost să merg direct la baie. Nu mă puteam abține, sora mea a rămas pe hol să mă aștepte. Ok, și la baie eram singură. Asta în cazul în care mai spune încă o fată că e la baie cu mine, să știți că nu era nimeni.
Sora mea, ești singura fată, tu cu Laura, tu cu sora ta. Hopa! Hopa, fraților, avem prima chestie suspectă. De ce a ținut cont să zică chestia asta? De ce a zis că la baie era singură în cazul în care mai spunem că... De ce a zis chestia asta, fraților? De ce a trebuit să precizeze chestia asta? Plus că nu sora sa era singura fată care mai putea să fie acolo? Vrea să o dea în gât pe sora sa într-un fel sau... Ok... Ok, ciudat! Bun, deci fiți atent, Sara este prima ciudată, fraților. Sara, adică sora geamă a lui Laura, e ceva la mijlocul iznuțele care a fost declarația. Și să vedem și Kevin. Nu a făcut nimic special după ce am ieșit de la ore. M-am luat puțin la ceartă cu Jake și după m-am dus la baie. Fraților, gen, în cazul în care nu v-ați prins, Kevin cu Sara nu s-au întâlnit pentru că el e băiat, e fată, se duc la băi diferite. Când am ieșit, am văzut că stătea la vorbă cu Laura, i-am spus să plecăm și asta am făcut. Ok, deci băi frații mei, păi asta-ți puțin. Toate poveștile pe care le-am ascultat, toate se confirmă între ele, mai puțin a lui Sara. Nu? Gen, Sara e singura care e pe cont propriu. Adică Emma cu Jonathan au stat împreună. Da, poate să confirmă unul pentru altul. Jay cu lor au stat împreună și Kevin i-a văzut. Adică toți au văzut între ei, mai puțin Sara asta. Voi fraților, deci ziceți voi de n-am dreptate. Sara asta ascunde ceva. Adică e ceva la mijloc. Nu știu ce, dar e ceva la mijloc. Ok. Bun, sau poate nu mă gândesc eu bine și judec prea repede. Alex, fă-ți orice zi, să mergem acasă. Ce declarații complicate. Aici e nevoie de un detectiv profesionist pentru a rezolva cazul. Sau poate nu e niciunul dintre ei vinovat, dar totuși declarația lui Sara mi se pare cea mai ciudată. Exact. Deci băi, chiar e ciudat ce a făcut Sara, bro. Plus că e singura care nu putea să fie confirmată. Dar nici nu putem judeca bine la ora asta. Haide să mergem la culcare. Pe bune, fraților, hai să plecăm din secția asta de poliție. Mă duc acasă să mă odihnesc și mâine vedem ce mai aflăm despre cazul ăsta. Bună dimineața, băieți și fete! Tocmai ce mi-a sunat alarma și trebuie să merg la școală. Ei bine, fraților, ieri a fost o zi foarte, foarte nebună. Nici nu prea m-am odihnit, însă cui pasă? Chiar nu mi-este așa de somn. Dar, fraților, toată seara m-am gândit la Sara Voice. Băi, ce ascunde fata? Adică, nu, băi, sunt șanse foarte mari să n-aibă nimica, știi ce zic? Da, are cele mai mari șanse dintre toți aia ca ea să știe ceva ce nu știm noi și să ascundă niște prostii. În fine, haideți să mergem la școală ca să vedem care-i treaba. Uite aici și pe mama, hai să-i zic bună dimineața și o să mă duc la școală, fraților. Acum vă dați seama, nu o să mă pun eu să iau la întrebări pe aia, cel puțin nu vreau să fac chestia asta, însă sunt curios ce se mai întâmple. Marius, puiul mamei, să ai grijă de tine la școală. Copiii de acolo au luat o razna. Pe bune! Să nu mai fii rău cu ei, să nu mai fii răutăcios, n-ai nimic de câștigat. Mulțumesc, mamă, hai că ne vedem când vin de la școală. Mamă, băi, deci băi, e ceva foarte suspect, mă. Băi, Sara aia, voi vă realizați? E singura care nu are nicio poveste, gen, nu are nicio poveste care poate să fie confirmată. Hai să vedem care e treaba, frate. Încercăm să ajungem la școală cât mai rapid. Ca să, nu știu, să predăm și după să ne vedem de treabă, boi. Sunt curios ce o să se mai întâmple. Poate a mai aflat polițistul mai ceva despre caz, nu știu. Hai să vedem. Opa, cine e aici, frățiorul? Ia uite-l pe Alex, frățiorul. Ce-i mă, Alex? Neața, Marius, azi dimineața a trecut polițistul Mike pe la mine și mi-a spus că astăzi o să vină în vizită la școală, deoarece mai vrea să vorbească cu anumite persoane. Hopa! Ok, fraților, deci poate o să vrea să vorbească cu Sara. Eu o să mă duc la baie, elevii deja au ajuns, avem acolo niște lecții pe care trebuie să le predăm, o să terminăm repede dacă ne grăbim. Ok, frățiorul, Alex, du-te la baie și o să mă duc în clasă, că uitați-vă că toată lumea a ajuns, fraților. Deci, băi, pe bune, nu știu, e o situație foarte ciudată, n-am să vă mint, fraților, este o situație foarte, foarte ciudată. Hai să vedem, let's go! Bună dimineața, dragi elevi! Tănase Ovidiu, frățiorii, cum vă simțiți, băi, după cele întâmplate? Abia de-am dormit aseară, băi, Marius. După cele întâmplate, aș fi trebuit să dau declarația acolo. Nu pot să mă gândesc cine ar fi făcut asta, dar dacă ai fi să mă pui să ghicesc, a spune că cineva din clasa asta. Ok, băi, nu știu, bro. Deci, nu știu, nu sunt stăt sigur că e cineva din clasa asta. Dar, nu știu, declarațiile alea de aseară au fost suspecte, Ovidiu. Eu spun că dacă ar fi făcut cineva din clasa asta acea crimă, polițistul Mike și-ar fi dat seama și ar fi arestat deja vinovatul.
Băi, acum nu știu ce să zic despre chestia asta, fraților, că durează și chestia aia. Bună dimineața, Jonathan. Bună dimineața, domn profesor, ce urmează să facem astăzi la clasă? Avem ceva de predat, nu-i mare chestie. Bună dimineața, Emma. Domn profesor, când o să dăm următorul test, o să vă anunț și chestia asta. Neața, Jake. Bună dimineața, sper că aveți o zi bună. Și eu la fel, sper că și tu ai. Bună dimineața, astăzi o să scrie mult. Din păcate, da, Kevin, frățiorul, ce să faci. Bună dimineața, Laura și Sara. Bună dimineața, domn profesor, mă bucur să vă văd. Și eu pe tine. Bună dimineața, Sara, bună dimineața. Bun, păi hai toată lumea să se pregătească, deoarece o să trebuiască să scriem. Nu chiar așa de mult, dar astăzi avem ceva foarte important de predat. Frați și surori, au trecut vreo 2 ore și imediat elevii vor termina de scris. Și fiți atenți, am chemat aici pe Tănase și pe Ovidiu, că Alex deja era aici, și ne-am gândit la o chestie, fiți atenți. Haideți ca noi acum să întrebăm pe elevii ăștia ce au făcut, ce au făcut ieri, gen, ce au făcut ieri după ora 12, gen, când s-a făcut crima. Să vedem, pentru că eu cu Alex am citit declarațiile, să vedem dacă spun aceeași chestie, fraților, sau dacă mint. Eu zic că e o metodă foarte bună să ne dăm seama dacă avem un suspect pe bune în clasa asta. Adică acum nu știu ce să zic, dar băi, eu zic că e o idee bună, Alex. Ok, băieți, acum că elevii mai au puțin de scris, haideți să întrebăm, să vedem dacă au aceleași răspunsuri ca în declarații. Băi, de sunt curios dacă o să meargă. Sunt curios dacă cineva o să schimbe povestea. În general sunt curios de Sara. Tănase, o să vedeți, 100% o să se scape unul și o să prinde vinovatul. Nu sunt copii ăștia așa de bun ascund secrete. Poate n-ascund niciun secret. Cine știe, frate? Eu în continuare cred că am pus o etichetă prea rapidă pe ei, poate nu ei au făcut-o. Băi, corect și asta. Ok, hai să începem, fiți atenți. Deci, Jonathan, frățiorul, tu vei fi primul. Asta este un fel de rugăminte a polițistului Mike, care trebuia să vină aici totodată, dar n-a mai venit, vedeți că n-a mai ajuns polițistul Mike. Așa că vreau să te întreb ceva. Ce ai făcut ieri când s-a făcut acea crimă, gen pe la ora 12? Ieri când am ieșit din clasă, am avut o problemă cu aplicația care spunea când vine autobuzul, așa că am stat împreună cu Emma să vedem dacă se rezolvă ceva. Practic am stat doar cu ochii în telefon. Bun, deci e într-un fel aceeași poveste, fraților. Jonathan are aceeași chestie. Emma, poți confirma? Da, Jonathan are dreptate, asta am făcut și ne-am uitat și pe TikTok. Ok, bun. Bun, boys, deci Jonathan și Emma se țin tare. Se țin pe linia de plutire. Ok, hai să vedem. Jake, frățelul, tu ce-ai făcut? Eu m-am certat cu Kevin și am stat puțin la vorbă cu Laura. Nu am văzut nimic suspect pe holuri. Kevin? Eu doar am fost la baie și după când am ieșit, i-am văzut pe Jake și pe Laura cum stăteau la vorbă. Ok, ok, băi, deci voi toți zic aceeași chestie. Nice, ok, hai să vedem, Laura, tu ce-ai făcut? Eu când am ieșit din clasă, m-am pus să-mi scot tot din ghiozdan, deoarece nu-mi găseam telefonul, dar e bine că l-am găsit. Da. Sara? Tu? Eu am fost la baia fetelor după am plecat acasă. Fraților, aceleași povești, aceleași povești ca și în declarații. În continuare, povestea lui Sara e cea mai genică, singura independentă. Ăștia se confirmă 3, numai ea nu. În fine, bun, hai să terminăm de scris ca să plecăm toți acasă în liniște. Frați și surori, în sfârșit s-au terminat orele și după cum puteți vedea, mai rămas doar eu cu Alex în clasă și băi, nu știu ce s-a întâmplat cu polițistul Mike, însă n-a mai ajuns la clasă, că parcă zicea că o să vină astăzi să pun niște întrebări, însă nu s-a mai întâmplat chestia asta. Băi, fraților, în continuare, deci am luat încă în calcul și opția lui Ovidiu, că s-ar putea ca copiii ăștia să nu fi făcut nimic, a? Însă nu știu ce să zic, bro. Deci nu știu ce să zic, e prea așa, adică numai noi eram în școală, băi, totul se leagă prea bine ca ei să fie nevinovați. Adică nu zic că toți, 100% gen, băi, aia se confirmă în 3, ori, deci există 2 variante, ori este unul, este un criminal de ăsta micuț care știe să-și ascundă urmele, ori sunt toți organizați, dar nu cred, bro, că sunt toți organizați până la urmă, știi ce zic? Sau? Nu se știe, bro. Adică nu poți ști niciodată până la urmă, știi ce zic? Gen, pe bune, Alex, tu ce zici? Hopa, a întârziat puțin domnul polițist, nu știa că noi suntem profesori buni și nu trebuie să explicăm. La ce te referi? Oh, polițistul Mike, fraților, a venit și el, băi, domnule polițist, știu că ați venit. Nu, deci din păcate a plecat toată lumea de la școală, că am terminat repede, nu am mai avut ceva de predat și undoi s-a terminat totul. Marius, vino acum jos? Ce s-a întâmplat? Nu vine să cred. Băi, stai. Despre ce vorbești? Ce s-a întâmplat?
Bine v-am găsit, băie și fete, la o nouă zi din viața mea de profesor. Fraților, bănuiesc că v-ați dat seama, însă nu știu ce să vă spun. Nu știu cum să încep videoclipul ăsta, nu știu cum să vă dau vestea sau ceva de genul, pentru că la rândul meu se observă că mă bâlbâi, nu prea pot să vorbesc. Sunt foarte panicat și foarte speriat de ceea ce se întâmplă în momentul de față. Știți și voi că data trecută, adică acum câteva ore, eram în clasă cu Alex și cu polițistul Mike. Adică eram cu Alex, l-așteptam pe polițistul Mike și a venit polițistul Mike la mine foarte, foarte speriat că hai să merg până jos, că s-a întâmplat ceva, cum s-a putut întâmpla așa ceva, nu-i vine să creadă și să merg până jos. L-am luat pe Alex cu mine și am venit jos, fraților, în fața școlii, deci efectiv tremur, îmi tremură mâinile, fraților. Am venit cu Alex în fața școlii, unde, după cum puteți vedea, se află și poliția acum, și am aflat, grijă mare, am aflat că unul dintre elevii mei a fost împins de pe școală, fraților. Chestia devine din ce în ce mai serioasă. După cum puteți vedea, sunt polițiști până și pe școală, iar acolo s-a făcut un fel de cover, să zic, habar nu am, ca să nu se vadă persoana cu pricina. Ei bine, ceea ce mi-a dat mițile peste cap și mai mult este gen chestia asta pe care am zis să vă zic. Dacă ați fost atenți data trecută, eu cu Alex și cu polițistul Mike aveam un suspect, mai exact o suspectă, adică Sara, sora lui Laura. Fraților, ia ghiciți voi cine a fost împins de pe școală. Ia gândiți-vă voi acum cine a fost împinsă de pe școală. Dați ghicit. Sara, cea pe care am început să o bănuim că este criminalul, a fost împinsă de pe școală, fraților. După cum puteți vedea, Laura e acolo și plânge și toată lumea este îngrozită. Fraților, cineva a luat-o... Cum a ajuns pe acoperiș, bro? Și a aruncat-o de pe școală. Asta e deja a doua crimă de când au venit elevii ăștia la noi la școală. Primul a fost domnul inspector și după fata asta. Fraților, profesorul Steven se joacă cu mințile noastre. Omul ăsta chiar joacă, ghicește crime. Dar simt că, băi, e mai mult decât un joc psihopat. Și prima dată a fost un joc psihopat, dar acum e un joc și mai psihopat. Se joacă efectiv, ghicește criminalul cu noi și noi n-avem ce să facem. Alex, ție-ți vine să crezi, bro, în ce situație suntem? Marius, e absolut horror ce se întâmplă. Sara a fost ucisă, cineva a aruncat-o de pe școală. Sara este cea pe care o suspectam cel mai mult, nu vine să cred. Atunci, dacă nu Sara, cine face toate crimele astea? Am impresia că o să fim luați unul câte unul și că nu mai avem mult timp. Dar, fraților, nu are logică. Nu are logică ce se întâmplă. Ne-am uitat peste declarațiile alea și știți și voi că am picat de comun acord că toate persoanele care au dat declarații au avut pe cineva să le confirme povestea, mai puțin Sara. Sara a fost singura... Care a fost singură, singura care a fost singură, practic. Nu înțeleg ce a, poate afla Sara ceva sau habar n-am, fraților, să sunt super, super panicat. Domnule polițiști, ce putem face în situația asta? Vreau să iau o declarație Lorei, dar momentan o las să-și jelească sora. Băieți, v-am mai spus, însă vă mai spun o dată. Aveți foarte mare grijă, printre noi se află un criminal. Dar cine e ăsta, bro? Noi credeam că e Sara până acum. Dar nu e ea. Dar cine e? Cine poate să fie, man? Dar nu știm cine e. Și fiți când credeam că ne apropiem de adevăr, totul s-a distrus din nou. Ok. Haideți, frații, o să ne luăm inima în dinți, să vedem ce are de spus Laura. Salut, Laura. Cum te simți? Nu, sora mea, iubita mea, nu-mi vine să cred. Am lăsat-o și eu singură pentru câteva minute, nu pot înțelege cum s-a ajuns la asta. Doamne, sper că este un coșmar și că mă voi trezi din el. Da, nu prea e un coșmar, dar fraților, cum putea cineva să ajungă cu Sara sus pe acoperiș? Și nici n-am auzit țipete să zici că a fost adus acolo cu forța, sper să aflăm. Sper să aflăm tot adevărul, fraților, sper să-l aflăm cât mai rapid, în câteva ore, gen chiar aș vrea să-l aflăm. Domnule doctor, o să... Nu o să mă uit acolo. Îmi puteți spune ce ați aflat? Am analizat corpul și daunele și în niciun caz nu este vorba de un accident.
Această persoană a fost împinsă intenționat de pe acoperiș. Trebuie să aflăm neapărat de cine. Chiar ar avea, cine ar avea așa de mult sânge rece încât să facă una ca asta? Deja mi-e groază să mai vin la școala asta. Știu că întotdeauna trebuie să examinez ceva oribil. Fraților, vedeți, polițiștii au pus un fel de scară de asta ca să te urci pe școală și după cum puteți vedea, deja se află niște polițiști acolo și o să mă urc și eu, gen. Dar eu nu înțeleg cum au putut ei să ajungă, că nu era scara asta aici, că am văzut cum au pus-o polițiștii. Cum au reușit ei să ajungă pe, cum îi zice, pe acoperiș așa, știi ce zic? Domnule polițist, ați aflat ceva? V-ați mai uitat? Noi încercăm absolut totul, dar persoana care face crimele astea știe ce face. Nu face greșeli, nu lasă amprente și nu e văzută de nimeni. Îmi pare rău de săraca fată, sper să găsim vinovatul. Boys, deci băi, nu știu, puneți că se vede pe mine că am o stare super ciudată, nu știu, nu-mi place ce se întâmplă. Efectiv, simt pentru prima dată de cât timp eu, știți că încerc să rezolv crime, de la sezonul 8, încerc să rezolv crime, încerc să fac atâtea chestii, că băi, acum nu am nici măcar o bănuială. Habar nu am cine face asta. Băi, mă credeți, habar nu am. Nu știu, bro. Efectiv, în aceeași măsură poate să fie Laura sau poate să fie polițistul Mike. Nu știu, nu am nicio bănuială. Cine face astea se pricepe, bro. Domnule polițist, știți ceva? E totul murdar pe acoperiș și mai sunt și multe pete de sânge. Victima a fost adusă aici cu forța, dar întrebarea mea e cum s-a putut? Cum s-a putut să se ajungă pe acoperiș? Băi, știam și eu că a fost adusă aici cu forță, dar cum? Exact, bro, poate o să aflăm. Poate o să aflăm, domnule polițist? Domnule, vă rog să coborâți de aici, e mult prea periculos pentru un simplu civil. Băi, când rezolvam eu crime în orașul ăsta, tu erai la sticluța cu lapte și zici, hai, lasă așa că mă duc jos. Da, fraților, foarte, foarte dubios. O să mai stau puțin pe aici și după o să mă duc acasă. Chiar vreau să văd ce o să se întâmple, pentru că trebuie neapărat, nu, în seara asta trebuie să aflăm cât mai multe informații despre crima asta. Bună dimineața, băieți și fete! Ei bine, vreau să vă zic că dimineața nu e foarte bună pentru mine și totodată v-am zis vouă bună dimineața, pentru că eu nu am dormit deloc toată seara. Am stat acolo până târziu împreună cu polițistul Mike și după l-am așteptat să vină la mine, gen l-am așteptat ore întregi și nu am putut să dorm sau ceva de genul, pentru că încă simt un sentiment super, super ciudat. Am stat acolo și că chiar dacă noi suntem prieteni și ne cunoaștem, era o chestie exclusiv pentru polițiști, adică nu puteam să mă duc eu de prost acolo, gen de capul meu și să văd ce se întâmplă. Însă a promis că o să vină și o să-mi zică totul. Și uitați-vă că s-a făcut dimineața, fraților, undeva la ora 6 dimineața. Și domnul polițist trebuie să-mi zic acum ce s-a întâmplat. Efectiv, nici nu mai am voce, nici n-am băut apă, adică sunt în ultimul hal, nici nu mi-am făcut duș, dar nici măcar nu mai contează chestiile astea. Trebuie să aflăm cine face toate chestiile astea în oraș. Marius, a fost o noapte grea pentru fiecare dintre noi, însă nu putem renunța acum. Astăzi nu se face școală, în continuare poliția se află acolo. Bun, deci astăzi nimeni nu merge la școală. Poate o să fie o zi normală. Propunerea mea ar fi astăzi să stăm liniștiți, să încercăm să ne relaxăm și să vedem ce se întâmplă. Putem merge la Alex sau putem să stăm aici? Deci polițistul mai zice să stăm în case. Să stăm în case, să nu ieșim pe stradă, să nu știm să facem ceva, doar să stăm și să analizăm situația. Băi, la asta mă gândeam și eu, frate, adică nu putem da înapoi, însă nici nu putem să fim așa de aventuroși. Mai bine stăm și ne facem temele, știi ce zic? Însă până atunci, uite aici raportul poliției de ieri pentru crimă. Ok, deci ăsta este raportul poliției, fraților. Deci bănesc că aici o să se zică practic ce s-a întâmplat. Hai să vedem. Raport poliție, crimă în fața școlii. Seara trecută, în fața școlii din orașul nostru, s-a întâmplat o foarte mare tragedie. Un elev nou a fost aruncat de pe școală și s-a dat ultima suflare. Este vorba de Sara, sora geamănă a Lorei, două fetițe complet inocente care nu merită deloc lucrul ăsta. Dovezile au arătat că Sara a fost dusă la ultimul etaj din școală, a fost târâtă pe jos și după prin pod a fost adusă pe acoperiș. De acolo, aceasta a fost împinsă cu forță și a picat jos.
Sara era leșinată în timpul în care a fost dusă sus pe acoperiș. Cineva i-a făcut o injecție care a adormit-o. De aceea nu s-a auzit țipete pentru că nu putea să țipe. Ok, bun, deci acum tot are logică, fraților. Cineva a luat-o de pe hol sau habar n-am de unde, a dus-o pe acoperiș și na, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Holy shit, fraților. Iar cine? Spuneți-mi voi, cine? Cine putea să facă chestia asta? Cine e suspect? Toată lumea e suspectă. În același timp, toată lumea și nimeni e suspectă. Școala este închisă momentan, revenim în curând cu detalii noi. Domnule polițist Mike, eu zic să mergem, stai, domnule polițist Mike, eu zic să mergem la Alex acasă. Eu zic să vedem, mă duc acum să-i aduc și lui raportul și după zic dacă e de acord să stăm acolo, pentru că știu că și el e foarte, foarte afectat de ceea ce s-a întâmplat. Știi ce zic? Mama, mă duc până la Alex, o să vin imediat înapoi. Marius, ai grijă, orașul ăsta nu este deloc sigur, vreau să ne mutăm de aici cât mai rapid. Înainte să ne mutăm, ar trebui să rezolvăm problemele de aici până la urmă. Haideți să mergem, fraților, cât mai rapid la Alex, nici măcar nu mai iau asta. O să merg pe jos ca să vedem ce s-a întâmplat. Băi, fraților, băi. Băi, vă vine să credeți ce se întâmplă în momentul de față? Vă vine să credeți că... Mamă, deci inițial, gen, nu știu dacă v-ați dat seama, dar aveam două presupuneri. Ori există un criminal, ori toți elevii ăștia noi fac ceva în echipă. Dar uite că nu e așa. Nu fac toți elevii în echipă, fraților. Holy shit, that's creepy. Asta e foarte, foarte creepy. Uite și pe Alex aici. Neața, băi Alex, frățioru, fii atent. Ia uite și ți-am adus aici. Ți-am adus raportul de poliție pe care mi l-a dat polițistul Mike. Să-l citești, pentru că vreau să te întreb dacă ești de acord să venim aici ca să gândim cazul, să vedem ce putem face, să nu se face școală și o să stăm în casă. Ești de acord să venim aici sau vrei să stai puțin singur sau ceva de genul? Ok, Mario, o să mă uit peste raportul ăsta. Scuze dacă pare ignorant, dar încă sunt șocat de ce s-a întâmplat aseară. Mai bine cheamă și pe polițistul Mike aici ca să vorbim. Ok, bun, hai că mă duc înapoi ca să-l chem pe polițistul Mike. Da, fraților. Despre asta e vorba, hai că iau și bicicleta lui Alex, o aduc imediat înapoi. Despre asta e vorba, trebuie să mă pun cu polițistul mai și cu Alex și să ne gândim la o metodă prin care putem rezolva acest caz foarte, foarte rapid. Băieți și fete, au trecut 30 de minute și Alex a venit cu cea mai ciudată, însă totodată ingenioasă propunere de până acum. Deci stăteam aici cu polițistul mai și cu Alex și ne gândeam... Băi, ce putem să facem? Am încercat absolut tot, efectiv, toate tacticile polițiste din lume, nu știu ce. Știi ce zic, frate? Adică nu putem să rezolvăm cazul ăsta, v-am zis, nu există niciun suspect. Toată lumea este suspectă și în același timp nimeni. Și fiți atenți, fraților, ce a zis Alex. A zis că situația pe care o avem noi acum în oraș este foarte, foarte asemănătoare cu situația din filmele Scream. Nu știu dacă știți de filmele Scream, este o serie de 5 filme horror la care eu m-am uitat și vă recomand, ok, nu vă recomand dacă sunteți prea mici să vă uitați, însă sunt niște filme horror bune. În filmele astea, în fiecare, practic, este vorba de un criminal de ăsta din oraș care omoară foarte, foarte mulți elevi de ăștia de liceu și chestii de genul și trebuie să se afle cine este criminalul și de fiecare dată este aflat la final. Ei bine, boys, Alex a zis că dacă nu mai avem nicio variantă, practic, și efectiv nu mai avem nicio variantă, nu mai știm ce să facem, hai să încercăm să ne uităm la toate filmele astea și să copiem ce fac actorii din ele, care e scenariul, ca să-l folosim în viața reală. Băi, acum, polițistul Mike a și zis că e o chestie stupidă, că până la urmă e un film, dar spuneți-mi, fraților, ce putem să facem altceva? E o chestie stupidă, dar până la urmă ce putem face, bro? Efectiv, nu avem ce să facem. Domnule polițist Mike, vă mai întreb o dată, vreți să facem asta? Marius, știu că nu avem variante, știu că suntem la limită cu timpul, dar metoda lui Alex nu mi se pare deloc utilă. Adică ce o să facem? O să ne uităm la niște filme horror care reflectă situația pe care o trăim noi acum? Da, exact asta o să facem, bro, știi ce zic? Adică asta și trebuie să facem. Filme horror în care un criminal omoară oameni unul câte unul în oraș, nu știu dacă ne va ajuta asta, dar nici nu pot spune că am altă variantă. Băi, nu este cea mai bună metodă, frate, dar eu zic să încercăm, bro. Măcar să încercăm ca să ne gândim noi la asta, știi ce zic? Adică, băi, Alex a venit cu o idee foarte bună, n-ai ce să zici. Dar na, nu știu, Alex, tu ce zici, frățiorul? Marius, ascultă-mă. Metoda pe care ți-o zic este foarte bună. Doar gândește-te și tu, nu mai avem nicio altă variantă. Am încercat absolut tot și când mă refer la tot, mă refer la tot. Da.
Chiar am încercat tot, frate, n-am ce să facem. Ce l-am încercat? Tot, efectiv. Singura șansă să-l mai prinde pe criminal este puterea exemplului. Haideți să ne uităm la niște oameni care au trecut de 5 ori prin asta, pentru că da, filmele au 5 părți și au reușit să, să desconspire totul de fiecare dată. Și gândește-te, sunt șanse foarte mari ca psihopatul care face chestia asta prin oraș să fie auzit de filmele Scream și să copieze anumite lucruri de acolo. Uite și aici un articol care spune fix aceeași chestie. Băi, s-ar putea și asta. Hai să vedem document, să citim chestia asta. Filmele Scream pot ajuta la rezolvarea crimelor din viața reală. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la asta, dar filmele polițiste pot ajuta foarte mult în anchetele din viața reală. Ce-i drept, nu ajută chiar de fiecare dată. Dar momentul cel mai potrivit când a trebuit să te uiți la un film de genul pentru a veni cu idei noi de rezolvare pentru un caz, este momentul în care te regăsești în el. Noi ne regăsim în filmul Scream, nu? Adică, dacă cazul pe care vrei să-l rezolvi este despre un hoț care a spart casa unor oameni bogați, nu te uiți la un film despre criminal în serie, nu merge așa. Corect, fraților, în Scream, rezumat, în Scream, e un băiat care omoară lume random prin oraș și nu știe nimeni cine e, în viața la școală e aceeași chestie, efectiv aceeași chestie. Și pe lângă asta, 50% din criminali se inspiră din filme, în lumea lor se crie niște eroi, sunt niște oameni psihopați. Tocmai de aceea, dacă catalogul cu idei s-a golit, cel mai bine ar fi să încerci să urmărești un film de genul Scream. Cu cât situația din Scream este mai asemănătoare cu cea din viața reală, cu atât ai mai multe șanse să o rezolvi. Nu știu, fraților, nu știu dacă ăsta e un articol care să promoveze filmele Scream, însă hai să încercăm, bro, let's go! Hai să comandăm o pizza și să ne punem la un maraton de filme de 8-10 ore sau cât sunt toate 5. Let's go, hai să facem chestia asta, este ultima noastră șansă. Băie și fete, au trecut vreo 8 ore și vreau să vă zic că sunt mortă de somn. Nu am putut să închid un ochi deoarece ideea era să ne uităm la filmele Scream și să luăm exemple de acolo. Și vreau să vă zic că asta a fost cea mai bună idee pe care a avut-o Alex în toată viața lui. De ce, fraților? Păi hai să vă explic. Băi, Alex ăsta, băiat inteligent, bă, da? Băi, Alex... Băiat inteligent, fiți atenți. Deci v-am zis, fraților, de atâtea ori și bănesc că ați observat și voi, că noi o suspectam pe Sara într-un fel, gen o suspectam pe ea, pentru că era singura care nu avea pe altcineva ca să-i confirme povestea. În rest toți, fiecare avea câte o persoană care să-i confirme povestea. Erau câte doi, câte trei, nu știu ce. Însă, în filmele Scream, fraților, din 4 din 5 filme, sau 3 din 5 filme, nu știu, nu există un criminal, există doi. Deci, practic, s-ar putea ca în declarațiile alea care au fost date la polițistul Mike, la secția de poliție, să fi fost criminalii care s-au acoperit unul pe altul. Și săraca Sara, așa s-a nimerit, era singura care nu putea să fie acoperită de nimeni. Deci, efectiv, declarațiile alea ne-au dus către un punct mort, către Sara. Însă și criminalul a greșit, că dacă cumva murea cineva în afară de Sara, noi o suspectam și mai mult pe ea. Însă criminalul a făcut greșeala să o moare fix pe Sara și practic ne-a venit ideea asta. Băi, a fost o idee foarte bună. Trebuie, fraților, să luăm în calcul că ar putea să fie doi criminali sau chiar trei, gen, dar nu știu, doi. Eu cred că doi e maximul. Sau habar n-am, s-ar putea să fie doi criminali, bro. Holy shit, man, i-am zis să mergem acasă. Băi, a fost o zi prea nebună. Ai văzut, Marius? I-am zis că e foarte util. Asta a fost cea mai mare greșeală noastră. Nu ne-am gândit serios la faptul că pot fi mai mulți criminali. Exact. Noi nu m-am zis așa, în glumă. Nu ne-am gândit la situația asta. Deja sunt mor de somn. Eu zic să discutăm ce am văzut mâine. Pe bune, domnule polițist, Alex, nu am ce spune, ai avut dreptate. Eu o să mai trec pe la școală, văd ce am mai adunat colegii mei și după mă duc și eu la culcare. Ne vedem mâine, copii. Te sărut și pe tine, domnule polițist Mike. Fraților, situația e nebună. N-am ce să zic. Deci situația e... Ok, hai să plecăm acasă, să lăsăm toate prostiile astea, pentru că nu mai știu ce să zic. Efectiv, nu mai știu ce să zic. Hai să mergem rapid acasă, fraților. O să-mi iau bicicleta, sper că e bicicleta mea, asta cu 12 diamante al lui Alex, știm de data trecută. Așa că haideți să mergem acasă, fraților. O să mă culc acum și vă spun că nu știu, boys. Chiar nu știu ce să fac, gen, chiar a fost o zi nebună. Uite acolo și pe mama, încă nu s-a culcat, sper că nu s-a supărat că
am întârziat așa de mult acasă. Hopa, dar mama vrea să-mi arate ceva. Ce s-a întâmplat, băi, mamă? De ce nu dormi? Marius, ce e asta? Ce se întâmplă? Se întâmplă din nou. Nu, ce se întâmplă? Scrisoare. Oh my god. E o scrisoare anonimă către mine, fraților. Marius, trebuie să recunosc că ești destul de priceput pentru un simplu elev sau profesor sau ce ești tu. Ai aflat inspirația mea, dar crezi că o să mă afli pe mine? Oh my god. Criminalul, fraților, a văzut când ne-am uitat la filmele Scream. Băi! Băi, la fel ca în filmele Scream, fraților, și în filmele Scream, criminalii de acolo s-au inspirat din alte filme cu criminali. E aceeași realitate. Nu uita, tinere, cu cât te apropii mai mult de mine, cu atât moare mai multă lume. Dacă mă las să-mi fac treaba, tot o să moare lume, dar mai greu. Ha, 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 ești așa ușor de jucat pe degete. Fraților, nu vine să cred. Ok, criminalul ăsta nu se joacă. Mamă, tremur, boys. Băi, e aceeași realitate, repet, dacă nu v-ați uitat la filmele Scream, vă zic eu, în fiecare film, criminalul se inspira din alt film horror. Nu mai știu cum se numea, Slash sau Abar n-am, nu mai știu exact. Oh my god. Ok, fraților. Ok, ce facem acum? Ce pot face acum? Deci criminalul ne-a văzut, a trecut pe lângă casa lui Alex și a văzut că noi suntem, ne uităm la filme. Ce putem face acum, fraților? Bună dimineața, băieți și fete, și bine v-am găsit la o nouă zi din viața mea de profesor. Ei bine, fraților, vreau să vă zic că pe zi ce trece și mai ales pe noapte ce trece, mă simt din ce în ce mai nașpa, mă simt din ce în ce mai panicat și mai ales mă simt din ce în ce mai speriat, pentru că situația pe care o trăim în momentul de față, în viața la școală, este una pe care nu am mai văzut-o și nu am mai trăit-o niciodată în viața mea. Fraților, se află un criminal în oraș care în fiecare zi sau odată la o zi jumate omoară pe cineva. Am ajuns să nu mai pot să dorm noaptea pentru că mă gândesc, oare care e următoarea victimă? Sunt eu? E un prieten de-al bun? E un membru al familiei? Cine e de-al bun? E un prieten bun de-al meu? Fraților, deci cine face toate chestiile astea? Eu habar n-am. Ei bine, însă totodată nu o să ne dăm bătuți și o să continuăm această investigație. Știți și voi de data trecută că am primit această scrisoare la mine acasă. Vă mai citesc încă o dată. Marius, trebuie să recunosc că ești destul de priceput pentru un simplu elev sau profesor sau ce ești tu. Ai aflat inspirația mea, adică filmele Scream, dar crezi că o să mă afli pe mine? Nu uita, tinere, cu cât te apropii mai mult de mine, cu atât moare mai multă lume. Dacă mă lași să-mi fac treaba, tot o să moară lume, dar mai greu. Ha, 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 ești așa ușor de jucat pe degete. În momentul în care am primit această scrisoare, vă dați seama că l-am sunat pe polițistul Mike. Și polițistul Mike mi-a zis că mâine la prima oră, adică în momentul de față, că abia m-am trezit, să mă duc la Alex acasă, să-i arăt scrisoarea, să vedem care-i treaba. Și asta urmează să și fac, fraților. Sunt chiar curios ce... ce o să se întâmple, vedeți că și afară e o vreme destul de ciudată, plouă și nu știu, băi, parcă toată situația asta e foarte, nici nu-mi găsesc cuvintele, fraților, deci efectiv mi-e așa de frică să mai scot un cuvânt pentru că nu știu care o să fie următoarea victimă. Bună dimineața, mama, cum ai dormit? Eu acum o să mă duc până la Alex acasă. Bună dimineața, Marius, te rog să-i spui polițistului Mike de scrisoarea de amenințare pe care am primit-o aseară. Deja i-am spus, de-aia mă duc la Alex. Apropo, ați mers la școală? Nu știu, mama, nu cred. Chiar o să îl întreb pe polițistul Mike dacă poliția a plecat de acolo, însă nu cred că o să mă duc. Deci stai liniștită. Ok, hai să mergem, fraților, acasă la Alex să-i arătăm scrisoarea. Na, băi, uitați-vă, băi, orașul nostru e destul de frumos, mini orășelul nostru, dar nu știu, dar ce chestii se întâmplă în el, efectiv mi se ia absolut tot de el. Uitați-vă. Bun, deci a venit aici, uite, și polițistul Mike la Alex. Hai să vedem care-i treaba. Bună dimineața, băi, mama, a intrat Marilia că înăuntru. Bună dimineața, domnule polițist, uitați-vă aici, aceasta este scrisoarea pe care am primit-o aseară. Ca să vă zic eu, gen, criminalul respectiv, nu știu dacă a fost la Alex acasă sau dacă a putut să se uite pe undeva pe aici printre geamuri, însă știe că ne-am uitat la filmele Scream și cică de acolo își ia inspirația. A citit, domnule polițist, așa v-am arătat, e tot ok? Doamne, Marius, o să duc această scrisoare colegilor mei să vedem ce putem face. Momentan, voi vă puteți întoarce la școală, s-a dat aseară anunț în tot orașul ca să se fac ore.
Ok, mergem la școală. Vedeți ce puteți face acolo, poate mai aflați ceva. Corect. Alex, hai să mergem la școală. Marius, așteaptă-mă 10 minute, trebuie să găsesc lecțiile pe care trebuie să le predăm la clasă. Le-am luat data trecută cu mine și unele mai găsesc. Păi hai, Alex, că mă duc eu direct, frățiorul, și ne vedem acolo. Știi ce zic? Că nu încep ora fără tine. Hai, să aveți grijă de voi, mamă, fraților, efectiv. Deci, mamă, păi stai, doamne polițist, uitați aici scrisoarea, ce zice? Eu scrisoarea după mine, am luat-o razna. Lasă acolo scrisoarea și, na, mergem să vedem care e treaba, fraților, mergem la școală, hai să nu o luăm pe aici, să o luăm elegant. Am luat din greșeală bicicleta lui Alex, că asta are 12 diamante în ea, nu ne pasă. Mergem acolo și vedem, fraților, care e treaba și cu elevii ăștia ai noștri, știi ce zic, gen, să vedem, poate mai găsim ceva, poate mai aflăm ceva. Unde-i doamna văzătoare, bro, n-am mai văzut-o de câteva zile, cred că e în concediu sau ceva de genul. Ok. Hai să mergem, fraților, uitați-vă, a venit lumea la școală, uitați-vă, sunt persoane în clasă, hai că e totul bine, să mergem înăuntru, băi, să mergem înăuntru, e totul bine momentan, dar nu știu cât timp o să rămână situația așa. Hai să vedem. Ok, ia uite cine e înăuntru, hai să vedem. Bună dimineața tuturor, hopa, fraților. Mi se pare mie sau lipsește cineva? Colegul de bancă al lui Jake, Kevin parcă îl chema, nu? Kevin, unde e Kevin? Tănase, frățioro? Marius, te observ și observ și eu. Am început mucoșii ăștia să culească de la școală. Unde a dispărut băiatul ăla Kevin? Fix asta mă întrebam și eu acum. Mamă, boys, Ovidiu? Nu cred că realizați ce se întâmplă în momentul de față. Parcă suntem într-un film horror. Oricine poate să fie ultimul. Băi, Ovidiu, băi, eu te-am întrebat ce părai de Kevin. Mai e cu conspirații de-astea să mă sperii pe aici. Calmează-te, frățiorul. Auzi, neață, băi, Jonathan, știi ceva de Kevin? Domn profesor, habar am unde e Kevin. Știu în ce situație ne aflăm. Sperăm să nu aibă aceea soartă ca și Sara. Mamă. Mamă, dar chiar, mamă. Emma, tu? Doamne, nu înțeleg cum putem să fim chemați la școală în vremuri de genul. Băi, stai mă la școală, sora mea, că ești în siguranță. În siguranță. Lasă așa. Jake, auzi, unde-i colegul tău de bancă? Că parcă era și mai bun prieten. De aseară nu m-ai mai răspuns Kevin la telefon, nu știu unde e, chiar încep să mă îngrijorez. Unde-i Kevin, frățiorul? Unde-i frățiorul nostru Kevin? Laura? Poate chiar Kevin e criminalul, nenorocitul care mi-a omorât biata soră. Băi, calmează-te, băi, soră mea, calmează-te. Înțeleg acum, îmi pare rău că, na, Sara s-a dus, dar Kevin unde poate să fie? În fine, fraților, hai că mă bag aici la catedră. Aștept să vină Alex și începem să predăm la școală. Cine știe, poate Kevin apare la mijlocul orelor. Băie și fete, deja predăm de aproape 3 ore la clasă și în continuare ghiciți ce? Kevin nu a apărut. Însă pe lângă faptul că Kevin, am făcut aici o cacofonie din greșeală, pe lângă faptul că elevul Kevin nu a apărut, băi, ăștia se comportă foarte, foarte ciudat. Adică, nu știu să vă explic mai exact, dar nu știu, parcă simt eu, adică, înțeleg, gen, am vorbit aici cu băieții și înțeleg că trec printr-o perioadă super, super nașpa, știi, zic, na, având în vedere că, na, colega lor a fost ucisă, inspectorul a fost ucis, gen, ei sunt panicați, însă, nu știu, parcă nu e asta. Parcă nu e sentimentul ăla de frică, e altceva. Acum nu știu, nu vreau să dau verdicte, însă eu cred că ok, hai să nu mă exprim așa pentru că gen să nu zic nimica pentru că nu sunt 100% sigur. Alex, frățelul, tu ce zici? Se comportă ciudat ăștia? Băieți, copii ăștia se comportă foarte ciudat, dar nu putem să-i judecăm, trec prin niște perioade foarte nasoale. Băi, aia zic și eu, fraților. Adică sunt bâlbâiți, deci eu am impresia, dar s-ar putea eu să fiu nesimțit și gen să fiu așa paranoic, că ei ascund ceva. Gen, ei ascund ceva, mai ales Jonathan și Emma ascund ceva. Sau nu știu dacă așa reacționează ei la genul ăsta de situații. Însă dacă nu, înseamnă că ascund ceva pe bune. Gen, asta e impresia mea, Tănase. Mucoșii ăștia știu ceva ce noi nu știm. Marius, Alex, Ovidiu, lăsați-mă să mă ocup puțin de ei. Frățioră, calmează-te. Calmează-te acolo, mă, Tănase. Calmează-te, lasă-i pe ăștia să fie ok. Calmează-te, Ovidiu.
Doar vă panicați degeaba. Sunt niște copii care parcă joacă în filmul Scream. E horror ce se întâmplă, trebuie să-i lăsăm să se gândească. Da, bro, asta zic și eu. Laura, tu cum mai ești? Vă rog, lăsați-mă în pace cu genul ăsta de întrebări. Mamă, boys, ok, asta e foarte... Cum îi zice, e foarte... Nici nu o să mai aud de ea, e foarte irascibil. Așa nici măcar nu o să mai aud de ea. Pentru că știm ambii, gen știm toți, prin ce trece ea. Însă, fiți atenți. Haideți să mă duc la ăștia din dreapta și să-i întreb ce... Gen, dacă au aflat ceva de Kevin sau unde crede că e Kevin. Poate ei îl cunosc mai bine. Poate Kevin mai face asta câteodată și nu mai vine la ore. Se duce să se plimbe prin parc sau ceva de genul. Însă, na... Dacă era ceva, o răceală sau o prostie, trebuia să fie anunțată de părinții lui și 100% așa era. Însă Kevin nu se află la școală. Auzi, Jake, frățiorul, dacă tot ești tovarășul lui, știi ceva de Kevin? Ce crezi că ar putea să facă Kevin pe aici? Eu v-am zis, fraților, eu am două impresii, gen, este două chestii. Ori Kevin este, Doamne ferește, următoarea victimă, ori este un criminal. Este un criminal care s-a panicat de ceea ce se întâmplă și a fugit. Știu la ce vă gândiți și mi se face scârbă. Cum puteți să credeți că Kevin ar putea face una ca asta? Eu presim că e în pericol. Deci Jake zice că Kevin nu e criminalul, dar poate e Jake cu Kevin. Poate ei doi sunt criminalii. Poate Jake s-a enervat pe Kevin că n-a respectat planul și l-a omorât. Nu știu ceva, sunt foarte multe dileme de-astea, fraților. Sunt foarte multe dileme de-astea. Jonathan, tu ce zici de Kevin? Ce crezi că face în momentul de față? Vă rog să ne lăsați și pe mine și pe Emma în pace. Nu vrem să luăm parte la această situație. Băi, calmați-vă. Doar v-am întrebat. Da, iubi are dreptate, lăsați-ne în pace. Ok, boys, foarte, foarte ciudat. Ok, în continuare, na, o să dezbat subiectul cu băieții și așteptăm să se termine ora. Frați și surori, în sfârșit s-au terminat orele. Cred că asta a fost cea mai lungă zi de profesor din viața mea. De când am început să predau, niciodată n-am predat de la 8 dimineața până la 2. Efectiv, fraților, 6 ore de predat. Însă e bine că s-a terminat. Dar am avut o surpriză pe finalul orei. A apărut cineva la ore și nu ne este vorba de Kevin. Este vorba de polițistul Mike care a intrat așa pe ușă și o să mă duc să văd care e treaba cu el. Adică, ce s-a întâmplat, domnule polițist? Băieți, ce faceți aici? De ce nu mi-a spus niciunul dintre voi? Ce să zicem? Elevul vostru pe nume Kevin a fost dat dispărut acum 30 de minute de către mama lui. Femeia e disperată, iar la prânz a ieșit afară și nu s-a mai întors. Nimeni nu știe nimica de el, nici un prieten, nici o rudă, absolut nimeni. Shit, fraților... Ok, chestia asta nu poate să fie bine. Shit, man. Bă. Există două variante. Ori este criminalul și încearcă să fugă, ori este o altă victimă a criminalului. Bro, băi, eu chiar dacă v-am zis data trecută că nu cred că e vorba de ceva așa, o răceală sau ceva, eu mă gândeam că, na, exista și șansa foarte mare să fi chiulit de la școală. Dacă mama lui l-a dat dispărut, înseamnă că e ceva la mijloc, fraților. Și cum e polițistul mai, că sunt două variante. Că nu cred că a fugit el din oraș așa. Gen, a fugit el din oraș că nu se simte în siguranță. Nu cred că e asta. Ori este o victimă a criminalului, ori este chiar el criminalul. Alex, fraților, tu ce zici? Doamne, totul se întâmplă prea repede. În spatele acestui circ, sigur este psihopatul ăla de profesorul Steven, 100%. Dar este la închisoare, cine face crimele? Băieți, noi urmăm, trebuie să găsim neapărat o rezolvare. Ai 100% dreptate, Alex Tănase. Eu nu cred că Kevin este o nouă victimă. Nu mi-a plăcut de băiatul ăla de când a venit în clasă. Eu cred că el este criminalul și și-a dat seama că urmează să-l prindem, iar acum este foarte panicat. Bro, are și asta o logică, dar ce, a abandonat planul? Sau care-i treaba, gen? Sau o să facă de acum victime în așa din umbră? Băieți, eu nu mă bag. Dar că vă cam încurcați în vorbe, parcă acum câteva ore spuneați că sunt doi criminali. E mult prea complicat. Da, mă, mamă, frate, deci mă doare capul. Mă doare capul, efectiv. Acum câteva ore eram așa de sigur că sunt doi criminali. Acum am revenit la un criminal. Băi, prea complicat, efectiv. Nu! Băieți, știți ce zic să facem? Haideți să mergem toți să ne ducem undeva acasă la Alex
și să încercăm să vedem care e treaba, gen, să vedem, poate reușim totuși să dăm de Kevin, intrăm pe Instagramul lui, intrăm pe Facebook-ul lui, vedem, sunăm la numele de telefon și poate chiar reușim să dăm de el, să vedem unde a plecat. Pentru că dacă nu este o altă victimă a criminalului, eu zic că trebuie să fie măcar o urmă lăsată acolo ca să știe cineva să-l găsească. Băieți și fete, s-a făcut seară, am stat toată ziua la Alex acasă și am încercat să găsim măcar un indiciu sau absolut orice ca să ne ducă la Kevin sau la potențialul nostru criminal. Și vreau să vă zic că efectiv eu vreau să abandonez cazul ăsta. Nu vreau gen acum să mă faceți egoist sau ceva de genul, să-mi ziceți că sunt un terminat, că am ajuns până aici și vreau să abandonez cazul, însă băi fraților, este mult prea complicat pentru mine. Pe bune, a zis și Ovidiu, mi-a rămas mie vorba asta în minte de la școală. Până acum ne băteam cu pumnii pe că sunt doi criminali. Acum iar un băi, e prea complicat. Cine a gândit planul ăsta este un adevărat geniu. Ne-a omorât pe toți de cap, efectiv. Nu mai știu ce să fac, fraților. Efectiv, nu cred că o să fim în stare să prindem criminalul. Mai ales în situația în care ne aflăm în momentul de față. Eu nu cred niciodată că o să putem noi să prindem criminalul. Alex? Marius, nu trebuie să ne dăm bătuți. Da, mă, păi, da, încercăm. Efectiv, n-am dormit zile. Am stat aici la tine, efectiv, zile întregi și n-am câștigat absolut nimica. N-am găsit nimica. Și mâine e o zi în care putem încerca să găsim criminalul. Psihopatul ăla se joacă cu mințile noastre, dar sunt sigur că îl putem învinge. Haideți să mergem la culcare. Nu știu, fraților, Tănase. Mamă, când îl prind pe criminalul ăsta, îi dau bătaia vieții lui. Haideți, băieți, fiecare la casa lui. Mergem să ne odihnim și după revenim la acest caz și eu mă simt epuizat. Băi, și eu mă simt epuizat. Ovidiu? Deci se pare că s-a decis. Toată lumea acasă și continuăm mâine investigația. Nu se știe, poate mâine dă norocul peste noi. Ce noroc să dea peste noi, bă, gen, pe bune. Eu chiar sunt super, super dezamăgit, fraților. Deci încerc să le găsesc pe criminalul ăsta de așa de mult timp și tot mă vărt așa într-un gol. Polițistul Mike? Marius, nu trebuie să abandonez cazul. O să găsim noi o rezolvare. Haideți toți acasă să aveți grijă de voi. Ne revenim noi. Ok, hai că eu mă duc acasă, fraților. Băi, și ceva, poate doar trebuie să-mi limpezesc mintea. Poate de asta, având în vedere că, na, e situația care e și e plină mintea mea de gânduri negative, poate doar trebuie să o limpezesc. Așa că fiți atenți, fraților, mă duc acum acasă, îmi fac ceva de mâncare, îmi fac un duș, mă pun așa, mă joc puțin pe calculator, ca să mă relaxez, gen, ca așa mă relaxez eu, gen. Și o să fie ceva super, super easy. Ia uite aici, mamă, băi, înseamnă că am luat... Înseamnă, bro, ia stai, a venit și polițistul mai cu bicicleta, bro. Am luat eu bicicleta, hai că o lasă aici, dacă bicicleta mea e acolo. Ok, hai să lăsăm asta aici, hai să mergem așa acasă. Deci, fraților, mă duc, îmi fac ceva de mâncare, îmi fac un duș, mă bag, sau poate nici nu mă joc, poate mă uit la ceva pe YouTube. Mă bag așa, într-o zonă de relaxare, poate nu o să mă mai simt așa epuizat și o să fie totul bine, însă iară... Mă îndoiesc, dar merită să încercăm, pentru că până la urmă și polițistul Mike și Alex, pentru că ei mi-au zis să nu abandonez cazul, au și ei dreptatea lor. Ia uite-o și pe mama. Bună seara, mama, îmi pare că am ajuns așa de târziu, însă am stat până seara la Alex. Marius, să nu te mai plică vii așa târziu acasă, ăsta e ultimul avertisment că ți-am mai zis asta. Stai liniștită, să pornești astea pentru că vreau să-mi fac ceva de mâncare. Mă duc, îmi fac un duș și după revin ca să fie totul bine. Mamă, fraților, și trebuie neapărat să pornești și calculatorul ăsta ca să... Oh my god! Fraților! Fraților, e cineva mor la mine în pat! Ăla-i cumva Kevin? Băi, cineva mă la... Băi! O carte cu semnul întrebării. Nu ne mai căuta. Fraților, Kevin e mor la mine în pat. Nu, trebuie să sun la poliție neapărat. Nu ne mai căuta. Asta înseamnă că sunt mai mulți.
Fraților, ce se întâmplă? Bună dimineața, băieți și fete, și bine v-am găsit la o nouă zi din viața mea de profesor. Ei bine, fraților, bănuiesc că nu mai trebuie să vă zic că aseară nu am dormit absolut deloc din două motive. În primul rând, toată casa mea era înconjurată și plină de polițiști și în al doilea rând, nici nu am avut somn, fraților, pentru că știți și voi de data trecută că în momentul în care am intrat în camera mea, am găsit asta în patul meu. Mai exact, elevul meu Kevin a fost ucis aici, gen a chemat polițiștii și s-a confirmat că este Kevin și a fost adus în patul meu. Fraților, efectiv nu mai știu ce putem să facem. Criminalul ăsta care se joacă cu noi, ghicește criminalul care e 100% e instruit de profesorul Steven, se joacă cu toată lumea. Efectiv, cine va fi următorul, fraților? Cine va fi următoarea persoană care va muri? Însă o chestie foarte, foarte importantă este scrisoarea pe care am primit-o aseară. Știți voi, este această scrisoare unde scrie doar așa: nu ne mai căuta. Le-am arătat această scrisoare și domnului polițist de aici și lui polițistul mai care e acolo. Vedeți, fraților, că au venit cu elicopterul. Efectiv s-au grăbit și au venit cu elicopterul. Au stat aici de la 3 dimineața și au examinat totul. Le-am arătat scrisoarea și într-adevăr și ei au zis că este ceva foarte, foarte suspect și asta înseamnă într-un fel că este doar un criminal. Că sunt doi criminale, însă fiți atenți, ar putea să fie doar un criminal care vrea să ne inducă în eroare. Adică, de ce am luat de bun ce scrie aici? Nu ne mai căuta. Gen, inițial asta a zis polițistul mai, că de-aia m-am și încurcat, că este doar un criminal care vrea să ne inducă în eroare, fraților, că sunt mai mulți. De-aia zice nu ne mai căuta. În fine, hai să începem ziua. Vedeți că sunt mor de somn, sunt supărat, sunt toate sentimentele negative din lume. Domnule polițist, am văzut că v-ați uitat aici, v-ați examinat corpul. Îmi puteți spune care-i treaba? Marius, este absolut oribil și dezgustător ce se întâmplă în momentul de față. Băiatul ăsta este mort de mai mult de 24 de ore. Cineva a luat corpul lui, l-a ascuns undeva și după l-a pus la tine în pat. Da, asta e foarte creepy. Am luat în calcul și varianta ca tu să fii criminalul. Bro, de ce eu? Bă, nu sunt eu, fraților. Pă bune, știți și voi că nu sunt eu. Ok, băi, ia să-ți puțin, având în vedere că na, s-a găsit ăsta aici, s-ar putea, da. Ce, dacă s-a găsit ăsta aici, da, normal, dacă ești polițist, e în calcul că și eu sunt criminalul. Dar ne-am uitat pe camerele de supraveghere și am văzut o persoană îmbrăcată full negru care a intrat pe ascuns în casa ta. Bro, s-ar putea ca polițistul Mike să aibă dreptate, fraților. Să fie pe bune doar o persoană și să ne fi, gen, să ne îmbârlige așa. Băi, s-ar putea ca polițistul Mike să aibă dreptate. Cât despre scrisoarea pe care mi-a arătat-o, absolut terifiant. Încă o dată, nu ne mai căuta. Super, super ciudat. Ok, hai să vedem care-i treaba pe aici. Mamă, deci, fraților, dacă mai ales acum dimineața că abia m-am trezit, mă bâlbâi sau fac, nu știu, fac greșel, dar astea nu-mi spuneți pentru că sunt mor de somn, dar nici nu mi somn, gen, nici nu m-aș culca, gen, dar efectiv sunt pe corpul meu obosit, în fine. Bună dimineața, domnule polițist, mai care este situația? Marius, din scrisoarea pe care am văzut-o, cresc șansele ca acest criminal să nu fie singur și să mai aibă un complice. Corect și asta. Momentan o să ne uităm peste tot, o să luăm amprente, o să analizăm și o să vedem ce putem găsi. Eu zic să mergi la școală. Opa, se face școală azi? Deja am vorbit cu prietenii tăi, știu situația, dar astăzi se pot face ore. A, deci polițistul mai da, fraților, gen, a sunat aseară pe toată lumea și pe Ovidiu și pe Tănase și pe Ale și le-a spus ce s-a întâmplat, ca să nu le mai zic eu. Gen, e ceva super, super ciudat. Mama, hai că eu mă duc la școală, te pup și te iubesc, ne vedem când vin. Sunt într-un șoc total. Ai grijă de tine, mama. Deci, pe bune, fraților, băi, e, cum îi zice, e un scenariu de film horror, fraților. Ne jucăm, ghicește criminalul. Și da, băi, nașpa că din ce ce există din ce în ce mai puține variante, pentru că omoară pe toată lumea din oraș. Hai să iau bicicleta și să merg. Vedeți, a venit cu elicopterul poliției. Uitați-vă, fraților, aici ce mișto elicopterul ăsta. Însă noi o să mergem rapid la școală. Să vedem care-i treaba. Sunt chiar curios dacă mai lipsește vreun elev sau dacă mai trebuie să iau pe cineva la întrebări. Pentru că, na, știți și voi care-i situația, gen, s-ar putea să trebuiască să iau pe cineva la întrebări și nu prea aș vrea chestia asta. Face orice. E o singură bicicletă. Bro, a venit numai Alex la școală, man? Ce-i ba? E cineva acolo.
Băi, scuva scrie Tănase acolo? Bă, da, e trecut de ora 8, adică am și întârziat puțin. Numai Tănase a venit la școală, frate, what? Ok. Bună dimineața, frățiorul. Băi, Tănase, băi, de ce e singura persoană de aici? Da, Marius, eu sunt singur elev din clasă. Am vorbit cu Ovidiu și Alex și au zis că ajung și ei imediat. A, ok. De restul nu știu unde se află. A, ok, frate, mamă, deci, băi, deci m-am speriat maxim. În fine, băi, hai să stăm aici și să-i așteptăm. Băieți și fete, a trecut o oră și după cum puteți vedea, doar Ovidiu s-a prezentat la școală. În rest, niciun elev de aici nu a venit și cea mai mare îngrijorare a mea este că nici Alex nu a venit, fraților, am încercat să-l sunăm și nu a venit. Deci, cunosc scenariul ăsta, cunosc situația asta, s-a mai întâmplat de multe ori. Fraților, sper ca Alex să nu fie următoarea victimă a criminalului. Tănase? Marius, a trecut deja o oră. Alex nu a venit la școală. Nu mă interesează de ceilalți, dar Alex, unde e? De ce nu a venit? Mi-a spus dimineața că vine. Băi, într-adevăr, fraților, gen, mi-a arătat și Tănase mesajele ca, gen, am început să nu-l cred. I-am zis, băi, tu ești sigur că ai vorbit cu Alex azi dimineața să vine? Și el a zis că da, 100%, 100% vine. Și vedeți că nu a venit, boys. Fraților, ce se poate? Băi, dar nici nu cred. Știți că, gen, casa mea față de casa lui Alex sunt foarte apropiate. La casa mea e plin de poliție. Nu cred că criminalul ar fi așa de idiot încât să îi facă ceva lui Alex fix în situația aia unde e plin de poliție, bro, până la urmă. Gen, pe bune, ce se întâmplă? Ovidiu, tu ce zici, frățiorul? Marius, având în vedere că mucoșii ăștia nu se prezintă la ore, eu zic să mergi rapid la Alex acasă să vezi dacă e acolo. Dacă nu e, o să intrăm într-o mare alertă. Mamă, are dreptate. Ok, hai că o să mă duc, băieți. Mamă, deci țineți în public, o să mă duc. Deci să stați aici, să nu plecați, că vin eu până aproximativ 5 minute sunt înapoi. Mamă, frate, și dacă Alex nu e acasă? Băi, mie nu, gen, nici până acum nu mi-a plăcut situația asta, dar când e vorba de cei mai buni prieteni ai mei, e horror. E, efectiv, e total de groază. Nu știu ce se întâmplă, fraților, ok. Mamă, și mă dor ochii, efectiv, mamă, deci mă dor ochii, mă doare tot, că nu am mai dormit. Ok, fraților, hai să vedem care-i treaba, să vedem cum decurge treaba. Hai să iau chestia asta și hai să mergem, let's go. Hai să mergem direct la Alex acasă, fraților, nu mai avem altă variantă. Hai să o luăm pe aici. Ba nu, fraților, nu, că după o să mă vadă mama. Ia să vedem, puteți să o luăm pe aici, fraților? Deci să nu mă vadă că am plecat de la școală. Ok, bun. Hai că am ocolit și asta, mamă, boys. Deci, Doamne, spune-mi, te rog, că Alex e acasă. Doamne, spune-mi, te rog, că Alex e acasă și că n-o să am o surpriză oribilă. Cea mai groaznică surpriză din viața mea. Spune-mi, te rog. Ok, mamă, față, deci momentan nu... Ok. Momentan nu apare niciun nume. Oh. Let's go. Uitați-l, fraților, Alex e la ultimul etaj. Holy shit, băi și fete. Deci, băi, m-a luat așa odaia să-mi bată inima, pe bune. Mamă, băi, deci m-a luat așa odaia să-mi bată inima, că nu mi-a venit să cred. Ok, Alex e acasă, uitați-l acolo. Băi, nenorocitul, bro, ne-a făcut să ne îngrijorăm pe bune că nu a răspuns la telefon sau ceva de genul. Băi, Alex, frățioru! Băi, ce faci, băi, că te-am sunat, ți-am dat mesaje, ți-am toate alea, de ce n-ai venit la școală? M-ai făcut și pe mine și pe Tănase și pe Ovidiu să nu mai putem de stres, ești nebun la cap, ne-am stresat acolo, nu mai știam ce să facem. Băi, ești normal la cap, băi. Marius, scuze că v-am făcut să vă îngrijorați, însă aseară nu am dormit toată noaptea, cred că am mâncat ceva stricat, doar am stat și am vomitat. Bine, mă, hai că te ier, hai jos să vorbim ceva, că pe bune, mamă, ce m-ai panicat. Frați și surori, sper că acum Ovidiu și Tănase să nu se îngrijoreze pentru mine, pentru că am stat aproximativ jumătate de oră la povești cu Alex, am explicat toată situația și într-adevăr și el a zis că e o situație super, super nașpa, însă cel mai important, fraților, chiar dacă pare destul de egoist, noi nu avem încredere în elevii ăia.
100% unul dintre ei este criminalul sau... Da, nu pot să zic, însă cel mai important este să stăm noi uniți. Eu, Alex, polițistul Mike, mama, Tănase și Ovidiu, gen, să stăm noi uniți între noi ca să fim noi bine. Sperăm să trecem cu bine prin chestia asta, sperăm să nu fim următoarele victime pe lista criminalului. Dar na, știi ce zic, Alex, hai frățiorul că eu trebuie să mă duc la școală că mă moară aia, știi, zic, acum probabil să te îngrijorați și pentru mine. Hai, Marius, mergi la școală și spune-le la băieți că nu au de ce să se îngrijoreze. Doar mă doare puțin stomacul, ne auzim noi, vorbim la telefon. Da, și Alex avea telefonul jos, de-aia n-a răspuns. Păi să răspunzi acum că pe bune nu știu ce să fac. Doamne, fraților, băi, hai că e bine că totul s-a terminat cu bine. Hai să mergem acum rapid, să mergem înapoi la școală ca să le zic la băieți. Sper că nu s-au panicat grav, știi ce zic? Mamă, fraților, eu iar am luat-o pe aici, hai să iau pe aici să nu mă vadă nimeni. O luăm așa printre case, printre blocuri, printre toate nebunelile. Ok, hai să mergem, let's go, fraților. Sper că nu, v-am zis, sper că nu s-a întâmplat ceva grav. Let's go. Uite aici, lângă, deci uitați-mă, voi ce ciudat arată când sunt numai doi oameni la școală, bro. Efectiv, hai să mergem să zic, sper că nu s-au panicat sau ceva de genul. Dar stai, fraților, că nu... Nu apare nimic în clasă, boys, de ce nu apare că... S-au dus la baie? Frate, vedeți că nu apar numele lor, gen numele lor că sunt în clasă. S-au dus la baie? Dance club? Bă, de ce sunt astea deschise? Ușa de la baie deschisă. Fraților, unde sunt Tănase și Ovidiu? Stai să ne primăm așa puțin prin toată școala ca să vedem poate... Poate le detectăm numele. Nu. Ok. Asta e destul de ciudat. Băi, de unde au plecat? Ia astăzi, să merg și pe partea stângă aici. Gen. Poate le văd nume, dar nu. Ok, sunt singur în școală? Sau nu sau? Nu, frate, uite-ți-mă că nu e nimeni în clasă, gen că le vedeam numele prin pereți, logic. Nici acolo nu e nimeni, bro, ce naiba? Oh my god! Fraților, nu vreau să intru înăuntru. Nu știu ce mă poate aștepta acolo, să chem pe cineva, să chem pe polițistul Mike. Băi, fraților, e sânge pe jos și în mijloc e un chest. Sper ca în momentul în care intru înăuntru să nu găsesc două cadavre. Fraților... Ok. Ok. Mamă, bă, dar de ce-i sânge peste tot, bro? Mamă, deci nu-i bine, nu. Ok. D.I. Dragostea învinge. Fraților, mi-am dat seama cine sunt criminalii. Băi, sunt Jonathan cu Emma, că ei sunt împreună. Dragostea învinge, băi, dar ce-au făcut cu Tănase și Ovidiu? Mamă, nu, frate, nu, deci trebuie neapărat să mă duc la mine acasă. Sper că polițistul mai când că e pe acolo cu ceilalți polițiști, le zic chestia asta. Băi, dragostea învinge, D.I. Băi, ei au fost tot timpul ăsta, frate. Dragostea învinge. Băi, nu, mamă, nu. Nu, Tănase și Ovidiu, boys, nu, prietenii mei, pe bune, nu. Nu vreau să se întâmple asta, fraților, pe bune. Deci trebuie să ne calmăm, nu vreau să se întâmple asta, te rog eu. Nu, mai aici, spune-te rog că mai aici. Uite, pe polițistul Mike. Domnule polițist, Mike, avem o situație foarte, foarte ciudată. I-am lăsat pe Tănase și pe Ovidiu singuri în clasă câteva minute, gen vreo jumătate de oră. Și după când am revenit, nu mai era acolo, era plin de sânge, gen peste tot era plin de sânge, scuzați-mă că mă bâlbâi. Și uitați-vă ce scrisoare am primit. D.I. de la Dragostea învinge. Asta înseamnă că Jonathan și Emma sunt în spatele acestei chestii, habar nu am. Nu-i așa? Nu și de data asta, dragostea învinge, 100% e vorba de aia doi îndrăgostiți, Jonathan și Emma. Marius intră acasă, așteaptă acolo deoarece chem întăriri și mergem să-i vânăm pe nenorociții ăia. Gata, nu mai scap acum, trebuie neapărat să-i găsim pe Tănase și Ovidiu, fraților, pe bune. Băi, sper să nu le facă ceva, băi, fraților, nu o să-mi ierd niciodată dacă Tănase și Ovidiu pățesc ceva. Sper pe bune să nu pățească nimica. Mama, ce faci?
Marius, mamă, ce se tot întâmplă? Se întâmplă chestii foarte, foarte ciudate. Hai să așteptăm să vină polițistul mai cu întăriri și după, pe bune, o să mergem și o să vedem care-i treaba. Frați și surori, nu știu ce a durat așa de mult, însă am așteptat ore întregi ca polițistul Mike să vină cu întăririle. După cum puteți vedea, acum a bătut la ușă, e el cu încă doi polițiști și afară deja s-a făcut seară. Deci, efectiv, nu mai știu ce să fac, nu? Am încercat să mă odihnesc puțin până vine el, însă nu a venit, gen, a venit foarte, foarte târziu. Așa că, na, o să mergem așa și o să trebuiască să-i vânăm pe aia ca să-i găsim pe Tănase și pe Ovidiu. Marius, a venit domnul polițist la ușă. Vrea să-ți spună ceva. Nu-mi place cum sună. Nu-mi place exprimarea asta, fraților. Cum adică vrea să-mi spună ceva? La ce te referi, mama? Cum adică vrea să-mi spună ceva? Ok. Domnule polițist, care-i treaba? Mi-a spus mama că vrei să-mi spuneți ceva. Marius a mers la secție ca să iau întăriri și când am ajuns acolo ne-a sunat telefonul. Au fost găsiți doi morți în fața magazinului din oraș. Nu se poate. Trebuie să mergem acolo. Cine sunt ăștia doi morți? Nu se poate, fraților. Cine sunt ăștia doi morți? Bună seara, băieți și fete, și bine v-am găsit la o nouă zi din viața mea de profesor. Fraților, cred că v-ați dat seama că nu am niciun chef de vorbă în momentul de față, mă și bâlbâi, și nici nu știu ce să vă zic. Ei bine, în momentul de față sunt în fața magazinului de lângă școala mea, pentru că aici s-a produs o crimă. Au murit două persoane, știți de data trecută că eu l-așteptam pe polițistul Mike, a venit la mine și mi-a zis: Marius, te rog, nu te panica, însă la magazinul de lângă școala ta, la magazinul în care mergeam până la urmă în fiecare dimineață, știți ce zi, mă duceam să-mi iau o limonadă, o cola, un spray, ceva, s-a produs o crimă și sunt două victime. Ei bine, știu că în ultimul timp în oraș s-au mai produs crime, știți și voi, și am fost foarte, foarte afectat. Însă de data aceasta, doi prieteni de-ai mei foarte, foarte buni, mai exact Tănase și Ovidiu, sunt dispăruți. Au dispărut acum câteva ore două persoane, prietenii mei, și după ceva timp s-a făcut o crimă cu două victime. Momentan nu știu cine sunt cele două victime, însă vă dați seama că n-am niciun chef de vorbă, știți și voi de ce. Adică nici măcar nu vreau să pronunț cuvintele alea, să zic la ce mă gândesc. Cred că toți v-ați dat seama la ce mă gândesc. Sperăm să nu. Nu vreau să zic absolut nimic. Vedeți că am venit aici, gen, din câte am văzut, ies și niște cărbune pe aici. Vedeți, se mișcă și ăsta foarte, foarte ciudat. E niște cărbune, a venit poliția, înăuntru este un doctor, au pus de-astea să nu vedem ce se întâmplă. E sânge pe aici și uitați-vă, până și pe aici e cărbune. Adică nu știu, a luat foc sau ce s-a întâmplat mai exact. Domnule polițist, îmi puteți spune? Deci vă rog. Nu vreau, fraților, să mă gândesc la ce mai rău. Marius, știu că ești panicat și foarte confuz și la fel sunt și eu. După cum vezi, momentan nu putem intra în clădire, ci că ce se află acolo este un absolut dezastru și după cum vezi totul s-a mascat. Da, fraților, adică putem vedea acolo pe domnul doctor, ok, nu-l putem vedea, ba, uitați-l acolo, cum examinează ceva pe acolo, bănuiesc că acolo sunt și victimele. Oh my god, așa. Să știi că momentan nu se cunosc cele două persoane care au fost ucise aici. Toate camerele de supraveghere din zonă au fost stinse. Ok, gen, bun, mă așteptam la asta, dar cum adică nu știm? Nu i-ai văzut? Sunt acolo, pe jos, nu i-ai văzut? Gen, sau bănuiesc că-s pe jos, că e doctorul acolo. Cum adică nu știi? Din câte am înțeles, era vorba de doi oameni care erau în magazin și care dintr-o dată au luat foc. Oh shit, boi, și-au ars. Mamă, păi nu, nici nu-mi place, fraților, deci nu știu. Nu-mi place, deci am așa, deci bănesc că poate voi mă simțiți pe mine. Mă simțiți că am o stare super ciudată. Momentan, domnul doctor e înăuntru și examinează situația.
După ce termină, merge cu ei la laborator și o să aflăm numele celor doi. Știu la ce te gândești, sper și eu să nu fie Ovidiu și Tănase. Da, ok, bun. Deci trebuie să așteptăm, mamă, încă niște... Habar n-am cât durează procedeul ăsta, mamă, iar stau în stres, nu m-am stres. Deci trebuie să meargă, să meargă la laborator, să examineze nu știu ce și atunci o să aflăm cine sunt persoanele. Frate, deci efectiv tremur. Deci vă zic sincer că habar n-am ce să zic. Uite aici raportul scris de colegii mei după ce au luat probele. Aici spun ce au făcut victimele. Avem nevoie de asta, având în vedere că nu sunt camere de supraveghere. Cum adică asta e? Aici spun ce au făcut victimele. Cum adică ce au făcut victimele? Raport de la poliție, hai să vedem. Let's go. Ora 21.02. Victimele au venit spre magazin. Ah, deci zic gen ce au făcut, din ce probe au luat, ce cum a decurs acțiunea, că nu putem să vedem, că nu erau camere de supraveghere. Victimele au venit spre magazin din direcția școlii. O persoană mergea mai rapid și cealaltă încerca să se țină după ea. Băi, nu știu, poate ia, hai să citim prima dată. Ora 21.08. Persoanele au intrat în magazin, probabil au văzut că nu e nimeni și voiau să iasă să-și vadă de treabă. Da! Plus că la magazin ați lucră de câteva zile doamna vânzătoare și eu la concediu și nu mai e acolo. Dar fix atunci nu se știe momentan prin ce metodă aceștia au fost arși de vii. Bro, s-au găsit în buzunarele lor niște diamante, semn că voiau doar să cumpere ceva de la magazin. Ora 9.30, poliția a ajuns la locul faptei, însă nu a mai putut salva victimele. Deci, fraților, lăsați-mă puțin să mă gândesc. Deci, haideți că până la urmă nu putem ignora elefantul din cameră. Băi, eu după ce am citit chestia asta, gen, după ce am citit chestia asta, sper, nu știu dacă o fac doar din optimism, nu cred că e vorba de Ovidiu și de Tănase. De ce vă întrebați? Păi, fraților, gen, ieri au dispărut Ovidiu și Tănase. Știți și voi că au dispărut. I-am sunat, le-am dat mesaje, poliția, toată lumea i-a căutat. Și vei să-mi spui că ei mergeau la magazin să-și cumpere niște chestii cu diamante. Dacă s-au găsit diamante în buzunarele lor și era un semn că voiau să cumpere ceva, eu nu cred că e Ovidiu și Tănase, gen. Chiar, gen, băi, îmi pare rău, vă dați seama că 100% o să aflăm cine și probabil pe cineva care cunoaștem, dar nu cred că e Ovidiu și Tănase. Gen, nu cred, pentru că te caută tot orașul, bro, și tu mergi la magazin, gen, adică n-are niciun sens. Bun, păi domnule polițist, eu o să stau aici și o să aștept să vedem. Aștept oricât ar trebui ca să vedem până la urmă să facă domn doctor examinarea și să vedem cine sunt victimele dinăuntru. Frați și surori, două ore mai târziu s-a făcut o foarte mare schimbare de planuri. După cum puteți vedea, nu mai sunt la magazin acolo pentru că am venit la Alex să-i zic și lui care-i treaba. Și el s-a șocat, fraților, când a auzit. Și la fel ca și mine, băi, eu i-am zis teoria mea, ați ascultat-o și voi adineauri, că eu nu cred că e Ovidiu și Tănase. Gen, Doamne ajută să nu fie așa, Doamne ajută să nu fi fost nimeni, să fie niște manechine sau ceva de genul. Dar din păcate avem un criminal printre noi și e situația foarte, foarte nașpa. Uite, băi, ăsta are geamul spart, în fine. Însă, fraților, eu stăteam aici cu Alex și vorbeam, gen, i-am zis lui polițistul mai că mă duc la Alex și uitați-vă că am primit un mesaj nou. Vă întrebați de la cine e mesajul? De la polițistul Mike, care îmi spune așa: Marius, te rog să vii cât de rapid poți la cabinetul de lângă școală. Domnul doctor nu a mai putut să ajungă la spital, așa că a ales cabinetul de lângă școala voastră pentru a examina corpul în laborator. Am aflat cine sunt cei doi morți. Shit, băieți, ok. Ok, deci se știe. Polițistul Mike știe. Dar nu mi-a zis. Nu mi-a zis cine sunt. Asta... nu știu, boys, băi, având în vedere că nu mi-a zis cine sunt, gen, de ce nu mi-a zis că se gândea că o să iau rasa, habar am, bro, mamă, deci nu știu, sunt prea multe gânduri, fraților. Ok, Alex, frățioro, ai auzit care-i treaba, chiar acum mă voi duce și o să zic și ție care-i treaba, gen, o să vin înapoi și o să zic cine sunt victimele. Marius, te rog, nu spune că este adevărat, știi la ce mă refer. Doamne, asta am zis de când a început tot circul ăsta. Știam că o să se ajungă aici, știam că o să ne moare pe toți unul câte unul, dar nu știam când, are dreptate. Merge acolo, te rog eu, și spune-mi că Ovidiu și Tănase sunt încă în viață, te rog, te rog, te rog enorm de mult, ok.
Bun, hai să plecăm, fraților, let's go, mamă, deci efectiv nu mai, deci, băi, mamă, deci iar m-am luat, am vorbit puțin cu Alex și mi s-a dus starea asta super, super ciudată, dar acum e mai nebun ca niciodată, ok, fraților, haideți să mergem, hai. Am trecut noi prin multe chestii, am făcut, ce n-am făcut, frate, până la urmă, știi, zic, hai să mergem până acolo. Deci a zis să mergem la cabinetul, știu unde este cabinetul de lângă școala mea, niciodată n-am fost acolo, dar știu unde este, ok, hai să vedem care e treaba, luăm bicicleta. Și mergem în față. S-o luăm pe aici? Nu, o luăm pe aici. Ok. Hai să vedem. Deci să fie foarte, foarte mare atenție. Uitați-vă, fraților, în continuare. Magazinul, uite aici și poliția, toate nebunerile. Ok, ăsta este cabinetul, după cum puteți vedea. Dar nu văd pe nimeni în el, gen. Oh, ba da. Oh my god, bun. Înăuntru este polițistul Mike cu domnul doctor. Vorbesc acolo. Holy shit, fraților, ok, mamă, ok, bun, hai. E momentul adevărului, nu mai avem ce să facem. Hai să vedem. E momentul adevărului, hai să vedem. Ok. Domnule polițist Mike, am venit. Bună seara, am primit mesajul tău. Marius, las pe domnul doctor să spună ce sunt cele două victime. Mamă, băi, frate meu, băi, mă omori. Ok, hai să vedem. Domnule doctor, spuneți-mi, vă rog eu, ce ați aflat. Marius, am mai trecut pe la voi pe la școală și te știam și pe tine și pe colegii tăi, dar și pe elevii tăi. Când am ajuns la locul faptei, am găsit niște fire de păr care mi-au dat o idee despre cine ar putea fi, dar am ales să nu zic nimica și să las știința să vorbească. Ce? A găsit niște fire de păr. Și am dat o idee de cine ar putea fi. Cum poate să-ți dea niște fire de păr o idee, frățiorul? Nu înțeleg. Ok, nu înțeleg ce am vrut să zică. În fine. Din păcate, cei care au fost omorâți sunt elevii tăi, Jonathan și Emma. Îmi pare rău. Ok, fraților, bun. Bun. Tănase și Ovidiu sunt în viață. Let's go. Let's go, însă totuși e foarte, foarte nașpa ce s-a întâmplat. Bun, ok, hai. Deci suntem înapoi în joc, fraților. Vreau ca toată lumea să nu se mai gândească la chestia asta. Bun, deci asta înseamnă că Tănase și Ovidiu, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt în viață. Însă Jonathan și Emma au fost omorâți. Da, fraților, da-i a zis el că a găsit niște fire de păr, că aia sunt roșcați, știi că au părul roșu. Mamă, frățior, ok. Deci, frații mei, fiți atenți. Dar stai că nu mai are sens. Deci, Jonathan și Emma au fost omorâți? Asta ce înseamnă? Cine a mai rămas, fraților? A mai rămas prietenul lui Kevin, băiatul care a fost omorât, și cealaltă soră geamănă. Laura și Jake, cred că îi cheamă, nu? Aia doi au mai rămas. Ok, și unde sunt Tănase și Ovidiu? Stai. Stai că iară dăm de altă întrebare. Unde sunt Tănase și Ovidiu, bro? Că au fost dat dispăruți, nu. Domnule polițist Mike, haideți să mergem până la Alex, să zicem și lui vestea asta, cred că o să se bucure când o să afle că prietenii cei mai buni sunt în viață. Și să vedem care-i treaba, să vedem unde mergem mai departe. Băie și fete, vă spun sincer că nu mai pot de somn. Sunt aici cu Alex și cu polițistul Mike, am ajuns acum vreo oră la Alex. Și stăteam aici și vorbeam, băi, și nu știm ce putem să facem. Însă, în continuare, vine marea întrebare. Unde sunt Tănase și Ovidiu? Alex, frățiorul, mai ai gen, am vorbit atâta, mai ai ceva să zici? Ok, băieți, am înțeles, cei doi care au murit nu au fost Ovidiu și Tănase, au fost alți elevi, îmi pare extrem de rău și de ei, la fel. Dar, unde sunt acum Ovidiu și Tănase? Corect! Cum putem să dăm de ei? Am sunat, le-am dat mesaje și n-au dat niciun semn. Ce putem face în situația asta, domn polițist? Pe bune, domnule polițist, mai dați-ne și nouă o soluție. Copii, vedeți și voi că afară e întuneric, beznă. Facem așa, eu mă duc la secție și încerc să contactez părinții lui Ovidiu și Tănase, iar voi mergeți să vă culcați și mâine dimineață reîncepem treaba. Ok, bun. Nu faceți o zi, o să accept chestia asta, vedeți că mă bâlbăi, efectiv să mor de somn, mă doare...
absolut tot, nu știu dacă se vede pe mine, dar nu, deci nu, o să mă duc acasă, bună. Marius, văd că tot te bâlbâi și abia mai lăsești ce faci și ce zici, ești mor de somer și culcă-te, ok, bun. Păi, da, vă zic sincer, noapte bună și ne vedem mâine, mamă, fraților. Deci, domnul polițist Mike a zis că o să, cum îi zice, o să sune la părinții lui Tănasie și lui Ovidiu ca să vadă dacă e tot ok, gen, să vadă care-i treaba, poate găsiți niște chestii. Hopa, cine e la mine acasă, fraților? E mama. E mama și mama lui Ovidiu? Bro, ce? Până acum, fraților, n-am mai văzut-o niciodată pe mama lui Ovidiu să vină la noi acasă. Însă, hai să vedem care-i treaba. Nu, mă, stai așa. Mama, îmi pare rău că am întârziat, ce se întâmplă? Bună seara. Marius, mama, unde ai fost pe la ora asta? Unde nu am fost? Auzi, tu știi ceva de Ovidiu? A venit mama lui acum 10 minute la noi și e disperată. Spune că Ovidiu nu a mai venit acasă de azi dimineață. Și pe lângă asta a primit ceva în poștă. Ok. Bun, frate, băi, eu mă așteptam să nu vină acasă, dar ce a primit în poștă? Marius, te rog, știu unde este puiul meu Ovidiu, din păcate îmi pare rău, dar nu știu. Știu situația din oraș și mi-e frică să mă gândesc la cele mai urâte scenarii, încă am speranță. Uite ce am primit în poștă fix acum o oră. L-așteptam pe Ovidiu și când credeam că a venit, de fapt nu era el, era poștașul. Hei! Ce-s aici, fraților? Dacă vrei să-ți mai vezi fiul în viață, sună la numărul de mai jos. Te avertizez, dacă poliția află de chestia asta, nu o să mai băros să sun, dacă înțelegi ce zic. Și ne-a dat numărul ăsta, 044-222-44478. Fraților, cum adică să sun la numărul ăsta, dacă vrei să mai vezi fiul în viață? Ce zici, ce faci, o să sunăm? Să sunăm sau să anunțăm poliția? V-am găsit, băieți și fete, la o nouă zi din viața mea de profesor. Ei bine, fraților, tocmai ce voiam să mă pun să mă culc, deoarece am dormit foarte, foarte puține ore în ultimele zile, însă știți și voi că de fiecare dată când vreau să mă odihnesc, apare o problemă nouă. Ei bine, fraților, de data aceasta e ceva foarte, foarte serios. Știți și voi de data trecută că a venit mama lui Ovidiu la noi acasă să ne spună că a primit un fel de scrisoare de amenințare. Vă mai citesc încă o dată, în cazul în care nu știți de data trecută. Dacă vrei să-ți mai vezi fiul în viață, sună la numărul de mai jos. Te avertizez, dacă poliția află ceva de chestia asta, nu o să mai aibă rost să suni, dacă înțelegi ce zic. Adică dacă zici la poliție, fiul tău nu mai e. Și mamă, bă, ce s-a auzit, ok. Și numărul de telefon este 044-222-44478. Ei bine, fraților, când am auzit chestia asta, instant i-am chemat și pe Alex și pe polițistul Mike ca să vedem ce putem face. Băi, acum, eu, Alex și polițistul Mike au zis să mă mai gândesc, însă eu am zis că, băi, având în vedere că ăștia sunt niște psihopați, cea mai bună variantă ar fi să sune la numărul ăsta, pentru că nu știi ce se întâmplă dacă nu sună. Oamenii ăștia pot să le facă lui Ovidiu și lui Tănase foarte, foarte mult rău. Tu, Alex, ce zici? Marius, iadul ăsta parcă nu se oprește niciodată. Nu știu ce să zic despre numărul ăla de telefon. Și dacă de fapt numărul ăla declanșează altceva, băi, sau ne dă de gol locația, nu știu ce să zic. Băi, fraților, adică s-ar putea, bro, dar cum adică să ne dea de gol locația, man? 100% criminalii știu unde locuiesc eu, gen. E prea complicată, mi-e foarte sau chiar nu știu ce să zic. Băi, Alex, chiar n-are sens ce ai zis aici, pe bune zic, dar na, băi, deci băi, eu zic să sune. Eu zic să sune, gen, Alex nu vrea, domnule polițist, mai dumneavoastră ce ziceți? Marius, când m-ai sunat și mi-ai spus despre ce e vorba, am avut cel mai mare deja vu din viața mea. What? De ce ai avut un deja vu? Nu știu dacă e bine să sun la numărul ăla, a mai existat un caz asemănător aici în oraș acum câțiva ani. Holy shit, dacă tu vrei să-ți asumi riscul, nu că nu-i asun! Sună mama la Ovidiu, treaba ta, dar prima dată uite-te și peste cazul ăsta ca să știi ce te poate aștepta. A, deci fraților, polițistul Mike a zis că a avut un deja vu pentru că el a mai participat la un caz d-ăsta. Ok, cazul Coman. Ok, deși că am mai participat la un caz de genul și de-aia, băi, fraților, dar ce se aude? Ce-s cu fulgerele astea, gen, men, pe bune?
Ok, mama e acolo în, în dormitor. Hai să vedem care e treaba cu cazul ăsta. Cazul Coman. Un tânăr de 20 de ani care lucra la o benzinărie de lângă oraș și a început să fie hărțuit din ce în ce mai des. Ok. Acesta, când venea seara de la muncă, își găsea coșul de gunoi vandalizat, geamul spart, avea grafiti pe pereți și multe alte chestii. Acesta a apelat la poliție și chiar dacă poliția și-a făcut treaba și a încercat să găsească hărțuitorul, nu s-a întâmplat mai nimica. Până într-o seară, când Coman și-a găsit casa în cel mai rău mod posibil, mamă, frate, ce cu fulgerele astea? Deci a găsit casa... Băi, mă sperie, vezi ce le-ai văzut cu fulgerele astea. Și de data asta, casa avea și ușa deschisă. Inițial s-a panicat, așa că a sunat la poliție, iar după a mers în casă. A văzut că totul era distrus, iar când a ajuns în camera lui, pe birou, era un bilețel cu nu suna la numărul ăsta. Ok. Coman inițial nu a sunat, deoarece câteva secunde mai târziu a venit poliția. Dar curiozitatea l-a omorât. Așa că, peste câteva zile, timp în care casa lui nu a mai fost vandalizată, acesta din plictiseală a decis să sune la număr. Holy shit, ok. Mamă, bă, deci, băi, scenariu de film horror. Când a sunat, s-a auzit un simplu bipăit, iar după s-a închis. Asta e marea poveste horror. A doua zi, Coma nu a venit la muncă. Nici a treia zi nu a venit. Colegii deja se îngrijorau, așa că a patra zi, colegul de pe tura de noapte împreună cu poliția s-au gândit să intre în casa lui. Acesta a fost găsit mort în patul lui, lângă un bilețel cu "ți-am zis să nu sun la numărul ăla". Holy shit, fraților! Băi! Deci Coman a fost omorât doar pentru că a sunat la un număr de telefon? Băi, fraților, eu înțeleg ce vrea să zică domnul polițist mai, dar până la urmă nu e aceeași situație ca a noastră, man. Adică, având în vedere că ăsta era și hărțuit, nu știu ce, eu cred că Coman ăsta a avut de-a face cu ceva psihopat, ok? Și ai noștri sunt psihopați. Dar na, nu știu ce să zic, băi, asta e, deci, nu știu că acum mă gândesc și eu, fraților, stai seama asta la voi. Băi, acum mă gândesc și eu. Nu, știi ce fac, doamna mama lua video, deci vă spunem sincer, noi suntem imparțiali, adică chiar nu știm ce să zicem, nu putem să luăm o decizie în, cum îi zice, în numele dumneavoastră. Așa că uitați aici cartea, uitați numărul de telefon și dumneavoastră alegeți dacă să sunați sau nu. Doamne, nu mă interesează de absolut nicio poveste de genul. Tot ce vreau este să-mi salvez copilul și nu mă interesează consecințele. Chiar acum voi suna. Băi, da, ok, bun, hai, sunați, mamă, frăților, deci n-avem ce să zicem, haideți, sunați. Frați și surori, mama lui Ovidiu a vorbit la telefon vreo 3 minute și vreau să vă zic că în viața mea nu am mai văzut-o să aibă o așa față. Efectiv era, nu știu, și îngrozită, și speriată, și panicată în același timp. Doamnă, ce ați auzit la telefon? Care-i treaba? V-a răspuns? Ce vi s-a zis? Habar n-am, nu știu ce să vă întreb. A, Doamne ferește, i-am auzit vocea fiului meu. Părea așa de speriat, Doamne ferește. Ok. Mi-a spus că dacă mai vreau să-i văd pe cei doi copii în viață, adică pe Ovidiu și pe Tănase, mâine la miezul nopții trebuie să vin în fața magazinului. Ovidiu țipa din spate și spunea, mama, nu veni, te rog. A spus că o să mă ia de acolo și o să mergem într-un alt loc. Nici măcar să nu încerca să-mi spune să nu merg, fac orice pentru fiul meu. Mamă, fraților, băi. Băi, eu înțeleg că ea vrea să fac orice pentru fiul ei, băi, dar... Băi, men, nu e ok. Deci vrea să se întâlnească cu, mamă, cu criminalii și o să o ia dintr-un loc și o să meargă în altul. Băi, nu e ok. Doamnă, deci vă spunem sincer, adică, repet, nu ne putem băga peste dumneavoastră, dar eu zic să nu mergeți, pe bune, domnule polițist. Dragă doamnă, știu că nu vreți să auziți asta, însă este foarte riscant ceea ce urmează să faceți, corect. Gândiți-vă că dacă faceți asta, criminalul va avea control 100% asupra dumneavoastră, corect. Ar putea să facă absolut orice. Cea mai importantă regulă când ești răpit este să nu lași răpitorul să te ducă în altă locație. Băi, domnul polițist, mai chip polițist, bro, știe situația, man, dar nu știu, bro, chiar nu știu ce să zic. Alex, tu ce zici? Băieți, cred că știm toți că este o idee foarte proastă, dar până la urmă, cine suntem noi să-i spunem femeii ce să facă? Exact, frate. Este vorba despre o mamă care vrea să-și salveze puiul. Adică,
N-avem noi ce să zicem, efectiv. Vă dați seama că este omorâtă de dorul de fiul ei, nu îi putem impune nimic. Eu zic să mergem cât mai rapid acasă, ne culcăm și mâine veniți la mine să continuăm această nebunie. Bun, băi, deci pe bune, chiar fraților, poate există o rezolvare, însă eu nu pot să-mi dau seama de ea pentru că mi-este foarte, foarte somn. Hai să mergem la culcare, mâine mă trezesc de dimineață și vin la tine acasă, Alex, ca să vedem care-i treaba. Băi, pe bune, chiar sunt niște zile de coșmar. Bună dimineața, frați și surori! Băi, vreau să vă zic că sunt foarte fericit, deoarece după atâtea zile de coșmar am avut și o noapte în care am dormit pe bune bine. Adică chiar am dormit super, super bine și sunt super, super fresh, însă trebuie să începem treaba. Nu o să mergem la școală, ci o să mergem direct la Alex acasă. Hai să vedem care e treaba, să vedem ce o să găsim. Pentru că diseară mama lui Ovidiu va trebui să se întâlnească cu criminalul, ca să vedem na, care e treaba, sau cu criminalii, habar n-am cât sunt. Știți că odată credeam că sunt mai mulți, odată mai puțin, este absolut o dezordine în capul nostru, vai de capul nostru. Am zis capul nostru de două ori, ok. Bună dimineața, mama, acum urmează să mă duc la Alex. Marius, te rog să ghești de tine, aseară după ce am intrat în dormitor, m-au sunat părinții lui Tănase. Hopa! Și eu și ei sunt la fel de panicați, dar nu au primit nicio scrisoare sau ceva de genul. Sperăm să fie bine, sunt niște copii care n-au făcut nimic. Corect, mama. Eu acum o să mă duc la Alex acasă să vedem care-i treaba. Mamă, frate, deci vă zic că de sincer pot că pe bune este o nebunie ce se întâmplă în momentul de față la noi în oraș. Adică ghicește criminalul, jocul super, super bolnav al lui profesorul Steven. Ia uite că polițistul mai deja a ajuns. Jocul super, super bolnav al profesorului Steven merge de minune și bagă ca noi și efectiv nu mai știm ce să facem. Hai să vedem ce o să vorbim astăzi, pentru că, băi, acum fraților, mi-am dat seama că mi-a zis polițistul Mike și cu Alex să vin aici, însă nu mi-a zis de ce. Gen, adică, ok, hai să vedem care-i treaba. Bună dimineața, băi, ce faceți aici? Alex, frățiorul, ia zi, băi, care treaba? Marius, bine că ai venit mai devreme. Domnul polițist a spus că trebuie să avem foarte mare grijă de seară, dar normal că o să avem. Și vine și cu un plan super complicat. Hop, avem un plan pentru de seară? Dar ce, în care e plan? Ok, domnule polițist? Marius, poate să ți se pară ciudat câte măsuri de siguranță vreau să iau, însă știm toți că oamenii ăștia sunt psihopați care se pricep foarte bine la ceea ce fac. Corect. Așa că trebuie să ne așteptăm la orice din partea lor. Păi atunci, haideți, spuneți-ne planul. Bun, frați și surori, polițistul Mike a vrut să coborâm jos, însă, băi, hai, spune-ne care e marele plan, pe bune că mă ții așa în suspans. Ok, băieți, acum când am adunat aici, haideți să vă zic planul și vă rog să fiți foarte atenți, deoarece trebuie respectat la sânge. Ok, frate, deci toată lumea să fie atentă, pentru că acum aflăm planul pentru ce o să facem diseară. Am vorbit deja cu mama lui Ovidiu și aceasta, la miezul nopții, se va afla în parcarea magazinului ca să aștepte criminalul. Da, o decizie foarte proastă dacă stați să mă întrebați pe mine, însă na, ce să facem. Noi nu vom fi acolo, ci ne vom ascunde în școală. Dacă vă întrebați de ce, ei bine, acești criminali sunt profesioniști și 100% vor cerceta locul înainte și nu vrem să fim prinși acolo și Ovidiu și Tănase să fie omorâți. Ok, deci o să mergem în școală, mamă, frate, ok, băi, o să fie ceva super, super interesant. Deci ne vom ascunde în școală pentru că ăștia sunt profesioniști, ok, și polițistul Mike bănuiește că înainte vor cerceta locul și 100% nu vor cerceta în școală. Sună ok, așa că noi ne vom ascunde în școală. Voi aștepta un semn de la mama lui Ovidiu și fix atunci ne vom duce în parcarea magazinului. Și de acolo vedem ce facem. Neapărat trebuie să știți că nu o să intervenim. E decizia mamei lui Ovidiu, vrea să meargă până acolo, dar noi vom urmări. Da, fraților, dacă stai așa să te gândești, ar fi foarte ușor să mergem și să-i arestăm pe terminația sau ceva de genul. Însă nu putem face chestia asta pentru că, cum îi zice, o să fie numai ei acolo, gen criminalii sau criminalul, da, criminalii, că mai știți, eu scris soarea aia, că să ne lași în pace, nu știu ce. O să fie numai ei acolo și Ovidiu și Tănase să fie altundeva și poate să mai mulți sau poate o să vină unul și nu o să fie acolo și o să-i omoare. Adică e foarte, foarte complicat, nu avem voie să intervenim.
Doamne, doar când am auzit planul acesta m-au luat toate emoțiile. Sper să fie bine prietenii mei și sper să reușim toți cu viața din asta. Haideți sus să mai pierdem vremea, așteptăm să se facă seară și să înceapă nebunia. Stăm aici sus, fraților, și când vine miezul nopții, începem planul. Băie și fete, operațiunea 42 începe chiar acum. Nu știu de ce am zis operațiunea 42, am zis și eu așa. Bun, fraților, deci după cum puteți vedea, este miezul nopții și ne aflăm în școală alături de Alex și de polițistul Mike. Chiar acum urmează să mergem încetișor, încetișor până în parcarea magazinului ca să aflăm cine sunt criminalii, fraților. Deci dacă stați să mă întrebați pe mine, eu cred că criminalii sunt ori Jake, ori Laura, ori ambii. Știi ce zic, gen? Pentru că ei doi au mai rămas. Ăștia cred că sunt. Urmează să aflăm. Acum, gen, pentru că ei doi au mai rămas, practic, gen, n-ar avea sens să fie altcineva. Însă urmează să aflăm. Alex, frățiorul, hai să mergem. Marius, frate, cred că e momentul să plecați. Cum adică să plecăm? Să vii și tu cu noi. Domnul polițist mi-a spus să rămân la o distanță de câțiva zeci de metri de voi ca să fim siguri că nu vine nimeni din spate. Ah, ok, am înțeles. Aveți grijă, de vă rog. Stai niște, frățiorul Alex. Domnul polițist, hai să mergem. Marius, foarte încet și cu foarte mare atenție. Trebuie chiar acum să plecăm. Hai, haide, let's go. Deci, fraților, totul trebuie să fie foarte, foarte încet. Domnule polițist, haideți cu mine, vă rog eu. Deschidem asta și hai să mergem, let's go, bun. Deci, fraților, o să mergem super, super încet. Mamă, deci, băi, nu știu, nu-mi place să merg noaptea prin... să merg noaptea prin școală. Haideți, domnule polițist, holy shit, ok. Ok, asta e creepy, bro, asta e creepy, n-am să vă mint. Hai să vedem, mamă, deci sper să nu ne vadă cineva pe aici, nu. Ok. Momentan nu vedem numele celor de la... din parcarea magazinului, dar urmează să aflăm. Ok. Mamă, băi, l-am pierdut pe ăsta aici, trebuie să stau lângă el ca să mă urmărească. Domnule polițist, Mike, ce faceți? Haideți. Trebuie să avem foarte mare grijă, bro. Să nu las în spate, ok. Momentan, fraților, nu... nu găsim pe nimeni, haide. Let's go. Hopa. Hopa. Ok, sunt trei nume acolo. Jake. Ok, fraților. Este mama lui Ovidiu cu Jake și cu Laura. Let's go! Am ghicit! Ok, am ghicit după 30 de episoade. Am aflat care sunt criminalii. Acum ăștia urmează să o ia pe mama lui Ovidiu. Vedem că nu-i fac niciun rău, însă urmează să o ducă undeva. Ce facem acum, bro? După ce o duc undeva, ce trebuie să facem? V-am găsit, băieți și fete, la o nouă zi din viața mea de profesor. Ei bine, fraților, nu avem timp de pierdut, pentru că viața celor mai buni prieteni ai mei este într-un pericol foarte, foarte mare în momentul de față. Știți, de data trecută că am stat acolo cu polițistul Mike și am pândit-o pe mama lui Ovidiu ca să aflăm cine sunt criminalii. Și ce să vedeți, fraților, s-a aflat. Criminalii tot timpul ăsta au fost Jake și Laura. Efectiv, știți că am luat foarte multe declarații, am adunat foarte multe dovezi. Se pare că Jake împreună cu Laura au reușit efectiv să ne joace pe degete și dacă stau să mă gândesc, fraților, efectiv Laura și-a omorât sora geamănă, bă băieți, și-a omorât sora geamănă și Jake și-a omorât cel mai bun prieten, adică avem de a face cu cei mai mari psihopați pe care i-am întâlnit până acum. Ei bine, eu suntem aici cu polițistul Mike și gen, asta s-a întâmplat acum în câteva ore. Jake și Laura au luat-o pe mama lui Ovidiu și au plecat cu ea și din câte am înțeles, polițistul Mike știe unde se află, nu știu cum urmează să aflăm și a dus elicopterul ăsta, fraților, mergem în urmărire să prindem criminalii. Să mă scuzați, băieți și fete, dacă mai trag nasul, însă sunt foarte, foarte răcei, dar asta nu contează, trebuie să mergem să-i salvăm pe Tănase și pe Ovidiu. După cum puteți vedea, polițistul Mike a și-a anunțat-o pe mama că plecăm, așa că a venit aici. Mamă, ce ai de spus? Marius, puiul mamei, să știi că sunt mândru de tine. Știu că ceea ce faci este 100% corect, doar încerci să salvezi prietenii, corect. Dar te rog să ai grijă de tine. Urmează să faci ceva foarte periculos. Te rog să ai grijă. Mama, stai liniștită. O să încerc să am grijă ca să fie totul bine. Domnule polițist, spuneți-ne unde, Doamne iartă-mă, mergem, că din câte am înțeles, ați făcut dumneavoastră, nu știu, am înțeles că parcă a pus un GPS sau nu știu. Hai să vedem ce zice. Marius, după cum ți-am zis, nu am lăsat-o pe mama lui Ovidiu să plece așa fără nimic. Mai exact, i-a montat un GPS.
Ok, ei bine, nu știu cum s-a întâmplat, însă deja e la 3 ore distanță de noi și gen chestia asta s-a întâmplat acum vreo 3 ore, fraților, adică oamenii nu au făcut nicio pauză, n-au făcut absolut nimica, doar s-au dus în față, nu știu unde naiba se duc la 3 ore distanță de oraș. Dar azi speram să ajungem rapid și în continuare merg în față. Trebuie neapărat să-i urmărim. Probabil criminalii o duc la locul unde se află Tănase și Ovidiu. Sunt chiar curios, fraților, unde se află și sper că sunt în viață și că n-au nimic, gen, pe bune. Dar bănesc că sunt în ceva subsol, super, super dubios cu șobolani și cu Doamne ferește. Dar stai așa. Pe lângă un GPS am mai dat și un telefon tactic cu care să ne trimită mesaje când poate. Hopa, uite ce a scris aici, e complet înfricoșător și trebuie neapărat să ne grăbim. Deci polițistul Mike, fraților, spune că pe lângă GPS-ul pe care i-a dat mamei lui Ovidiu, i-a mai dat și un telefon tactic ca să ne trimită mesaje. Mesaje de la telefonul tactic, hopa, adică gen mama lui Ovidiu ne ține la curent cu ce se întâmplă. Mama, hai să vedem care-i treaba. Mesaje telefon tactic, acum 3 ore, deci după ce au plecat, fraților, practic. Am plecat, am intrat cu ei în mașină și se comportă foarte ciudat. Mi-au spus că este un drum foarte lung, așa că pot să mă pun să dorm. Îmi e frică să dorm cu ei în mașină, nu o să fac asta. Mai bine, sora mea, mai bine, nu te culca. După încă un mesaj, acum 2 ore, ne-am oprit la o benzinărie și am plecat fără să plătim. Nu știu dacă s-a sesizat poliția, însă oamenii sunt foarte înfricoșători, nu știu unde mă vor duce. Bro, deci asta, nu știu dacă v-ați dat seama, dar asta mi se pare cea mai proastă chestie pe care poți să o faci. Adică ăștia tocmai ce urmează să o ducă pe mama lui Ovidiu la locul unde i-o răpit copilul și ei n-au plătit la benzinărie. Păi băi, dacă nu plătești la benzinărie, te caută poliția, bro. De ce ai luat riscul ăsta? De ce ai luat riscul să te caute poliția? Ok, foarte neprofesional face, adică am avut de a face tot timp cu ei, știam că nu fac genul ăsta de greșel, dar ok, bun, poate au uitat să plătesc, dar ok, ciudat. Acum oră, s-a oprit din vorbit, acum dau doar din cap și vorbesc prin semne, sunt foarte speriată, nu știu unde o să mergem, holy shit. Acum 45 de minute. Nu știu ce se întâmplă, însă caută ceva în mașină, pare că au pierdut ceva, par foarte panicați. Acum 18 minute mi-au spus că în o oră o să ajungem, să fiu pregătită să văd copii. Mi-au zis că au ajuns la capitolul final. Mamă, fraților, ce înseamnă asta, bro? Mamă, fraților, capitolul final, ce e asta? Acum 4 minute! Îmi e frică, au început să râdă, oamenii ăștia sunt pe bune, niște psihopați. Domnule polițist, spuneți că și dumneavoastră v-ați uitat peste mesajele astea. Băi, mie mi se pare ceva super suspect la ele, așa că trebuie să luăm elicopterul. Deci acum 18 minute, au zis că într-o oră ajung, adică ajung în practic 40 de minute. Noi cred că putem să facem un drum de 3-4 ore cu elicopterul în 40 de minute. E foarte simplu, hai să ne urcăm și să plecăm. Alex, frățioro, Marius, pare foarte serioasă situația, dar nu ne permite să dăm înapoi. Haideți toată lumea în elicopter, trebuie să ne găbim să vedem unde se duc. Doamne ajută ca Ovidiu și Tănase să fie bine. Doamne ajută, fraților, intrăm în elicopter și începe nebunia. Let's go! Băieți și fete, ne aflăm într-o situație foarte, foarte ciudată. Dacă vă întrebați în momentul de față unde sunt, lăsați-mă să vă explic. Știți și voi că acum o oră am fost acolo în parcare, am luat elicopterul și ne-am dus să urmărim practic GPS-ul, să vedem unde se duc criminalii. Ei bine, fraților, criminalii nu s-au dus unde mă așteptam eu să se ducă, în ceva pădure super suspectă, în ceva... nu știu cum să-i zic, fraților, într-un subsol d-ăsta. Efectiv, criminalii au venit aici, fraților. Au venit în dita mai vila asta și au lăsat ușa deschisă. După cum puteți vedea, sus la etaj sunt absolut toți. Este Laura, Jake, mama lui Ovidiu, Tănase și Ovidiu. Băi, fraților, băi, au venit în dita mai vila asta. Băi, vedeți cât de gigantică e casa asta. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Deci, pe bune, mi se pare... Merg la benzinărie, vin într-o vilă, i-au ținut captiv vendita mai vila de lux. What, ce se întâmplă, fraților? Sunt prea multe întrebări. Sper să aflăm răspunsul la toate. Eu sunt super confus și era și ușa deschisă, bro. Efectiv, era ușa deschisă, n-a trebuit să deschidem ușa. Alex s-a dus sus. Domnule polițist, ce facem acum?
Marius, nu știu cum am ajuns aici, ce e casa asta, de ce au venit în casa asta, dacă e o capcană, a cui este casa asta? Domnule polițist, văd că aveți mai multe întrebări decât mine, însă se pare că niciunul dintre noi nu avem răspunsuri. Ok, îi putem vedea pe toți sus la etaj, dar haideți să nu intrăm peste ei, prima dată să chemăm întăririi. Nu știi ce gânduri au, corect, o să încercăm să ne mișcăm foarte, foarte încet. Merg sus la Alex și spune-i să nu facă vreo prostie. Voi chema întăriri de la o secție din apropiere, iar în 10 minute cred că vor ajunge. Ok, fraților, eu bănesc că ei o să-și dea seama că noi suntem în casă, însă n-au ce să facă. Nu mai am unde să fugă, că o să chemăm întăriri. Ok, hai să mă duc și sus, fraților, la Alex. O să încerc să merg așa încet. Deci uitați-vă, fraților, sunt acolo, bro. Efectiv. Mamă, au o ușă! Alex, frățiorul, am venit aici să zic să nu cumva să intri în cameră, deoarece domnul polițist Mike a zis că cheamă întăriri. Îi vezi pe toți acolo, sunt acolo. E confirmat, efectiv, că ei sunt criminali. Și e bine că Tănase și Ovidiu sunt în viață. Mario, stai liniștit, nu voi face nimic, dar nu putem intra în cameră până vin întăririle, haide să găsim cheia. Trebuie să fie undeva în casa asta. Bro, trebuie să găsim cheia? Oh my god, mamă, ok, bun, hai, stai, deci sper să nu cumva să fac, deranj, mamă, deci asta e baie, băi, voi vedeți ce baie, ce cad au, bă, acu e casa asta, fraților, ce bogătan trăiește în casa asta. Mamă, ce e asta, bro, asta e camera de joacă? Deci trebuie să găsim cheia, fraților. Unde, Doamne, ferește-i cheia, bro? Mamă, deci, ok, e cheia că și-a dat seama că noi suntem aici, că au auzit astea. Băi, unde-i cheia, bro? Ce-i asta, băi? Mamă, ăsta-i cinema, cumva? Ok, habar n-am cine trăiește în casa asta. Băi, eu o să încerc să merg așa încet. Băi, ei și-au dat seama, bro, dar nu știu. Băi, e super suspect ce se întâmplă, sunt super confuz. Băi, ca și cum, știu că o să sune absurd ceea ce zic, dar e ca și cum ăștia vor să fie prinși, frate. Adică au făcut atâtea crime, vor să fie prinși, n-are niciun sens. Trebuie neapărat să găsim cheia, bro. Aici e garajul, bă, unde, Doamne iartă-mă, e cheia? Nu e un chest aici, bro. Mamă, ia uite aici, ok, o fi că e în camerele astea. No, aici e ceva birou. Ok. Opa, opa, apa nu, chestul ăsta nimica. Chestul ăsta nimica, bă, unde-i cheia, man? Aici? Chestul ăsta nimica. Ăsta are și baie. Nimica nici în chestul ăsta, bro, ce? Baie iară. Aici mai multe chesturi. Nimica și în astea, boys. Efectiv, nimica niciunde. Ba da, am găsit cheia. Holy shit, fraților, ok. Bun, putem spune că oficial i-am prins pe nenorociți. Băi, dar stai, man, băi, e prea ciudat. Băi, vreți să-mi spuneți că ei nu m-au auzit tot timpul ăsta? Băi, de ce stau acolo nemișcați, Alex, frățiorul? Am găsit cheia, hai să așteptăm întăririle și după intrăm pe ei. Băie și fete, efectiv nici nu mai știu ce să vă zic. Sentimentul meu de confuzie e la cote maxime. Au venit întăririle, am intrat înăuntru și uitați-vă ce am găsit aici, fraților. Jake, Laura, mama lui Ovidiu, Tănase și Ovidiu. Băi, fraților, dar am intrat înăuntru și Jake cu Laura, băi, n-au avut o emoție, băi, n-au avut nicio reacție. Eu nu știu ce se întâmplă. Genii, băi, parcă e prea ușor să-i prinzi. Băi, e ceva la mijloc. Ovidiu, frățior, băi, ok, lăsând asta, Ovidiu, ești bine, frate meu. Vă mulțumesc, băieți, că ne-ați salvat, credeam că nu o să reușiți. Mai știți ziua în care am mers la Alex, Marius și ne-a lăsat singur la școală? Ei bine, au intrat pe geam Jake și Laura, ne-au făcut o injecție cu somnifer și ne-au răpit. Holy shit, bă, ce psihopați, băi, aia și-a omorât sora geamănă. Tănase? Mulțumesc, băieți, se vede că sunteți prieteni adevărați. Psihopații ăștia voiau să ne omoare în fața mamei lui Ovidiu. De asta au făcut tot circul ăsta și pe lângă asta ne zic de două zile cum voi o să veniți aici și o să-i prindeți. Ei voiau asta. Bro, ăsta cumva e un plan malefic? Băi, deci nu știu, băi. Frații mei, sunt super confuz, adică am prins criminalii, dar nu mă pot bucura. Am prins criminalii, dar habar n-am. Jake? Mulțumesc că ai venit. What? Doamna mamă lua Ovidiu? Doamne, m-a salvat. Mi-au zis că m-au dus aici special să-i omoare. What? Laura? Ha, ha, ha. Fraților,
Pe mine mă depășește. Eu nu mai înțeleg nimica. Eu nu înțeleg nimica. Ce se întâmplă? Băi, trăiesc într-o simulare? Băi, de ce ăștia nu sunt panicați? Domnule polițist, ăștia nici nu par speriați că au fost prinși. E totul foarte ciudat. Nu știu, simt că ceva nu e în regulă cu situația asta. Alex, tu ce zici, frățiorul? What the fuck, ăștia au vrut să fie prinși? Băi, nu știu. Hai să vedem, fraților, o să facem niște cercetări în casă și o să vedem, poate găsim ceva. Păi, sunt... Nu știu, n-au nicio reacție. Băi, fraților, băi, nu înțeleg ce se întâmplă. Băi și fete, am căutat în toată casa timp de o oră, am deschis toate rafturile, efectiv am căutat tot, asta trebuie să știți, efectiv peste tot și nu am găsit nimica. Adică, nu știu care-i treaba, abar n-am ce se întâmplă și mi-a zis polițistul Mike să vin, căci că vrea să-mi zică ceva. Domnule polițist, ați găsit ceva? Marius, m-am interesat puțin de locul ăsta și am aflat ceva șocant. Casa în care ne aflăm a fost cumpărată acum câteva luni de către profesorul Steven. Trebuie să punem capăt acestui circ. Trebuie să scăpăm de profesorul Steven. Băi, frații mei, profesorul Steven ăsta e cel mai mare psihopat și voi vedeți câte chestii rele face. Trebuie neapărat să scăpăm de el.